Frate Florin, mă auziți bine? Se aude? Sorana, suntem live, opriți-vă, vă rog. Dragilor, începe părtășia din data de 18 martie 2024. Sorana voia să știe dacă se aude bine, pentru că are probleme cu internetul și nu știa că suntem live. Dar nu este nicio problemă, se poate întâmpla. Să întrebăm că nu am greșit și nu greșim cu nimic. Vă binecuvânez pe toți cei prezenți la închinare, fie pe Zoom, fie pe YouTube. Seara aceasta se pare că Dumnezeu ne iubește mai mult. Ne-a lăsat aici doi cântăreți de elită și trei oameni care recită poezii de elită. Așa că ne bucurăm cu care avem și Doamne bine a fi. Vă binecuvântez pe cei ce veți sluji, pe fratele Cornel, pe sora Ana Pope, pe sora Aurica Pașca, bine ai venit acasă, sora Maria Grindei și sora Nadan. De asemenea, salutăm și pe sora Ancuța, care e cu noi, și pe fratele Sanducu, și pe sora Angela Mărincean, precum și pe ceilalți care, Șerban Virginia, Daniela Miron și toți ceilalți care nu-și dau cameră. La aceea nu le mai rostim numele, că sunt prea mulți. Dragilor, dorim ca ori de câte ori venim aici să-L cinstim, să-L glorificăm pe Dumnezeu. De ce? Dumnezeu ne-a făcut mult bine. Psalmistul spunea, când Domnului că mi-a făcut mult bine. Pentru aceasta vrem să lăudăm. Din toată inima, încă o dată rostesc binecuvântarea Domnului peste cei care sunteți pe Zoom, pe YouTube, chiar și peste cei care ulterior vor asculta emisiunea Hrană Zilnică în reluare. Seara aceasta vom solicita mai mult cei doi cântăreți. Pentru aceasta, fratele Cornel Gerasim va lăuda pe Domnul cu trei cântări, urmat de sora Ana Popa cu o poezie, după care sora Maria Grindei o cântare, după sora Maria Grindei, sora Rica Pașca o poezie, în ordine anunțată, slujind Domnului cu bucurie. Slăvit și binecuvântat să fie Domnul. De dulce părtășie, în care cerul parcă coboară pe pământ. Mă-ntreb cu umilință de ce, Iisuse mie, ai hotărât să-mi dărui acest cadou preasfânt. Mă-ntreb cu umilință de ce, Iisuse mie, ai hotărât să-mi dărui acest cadou preasfânt. Tu m-ai ferit de gustul amar al despărțirii, ce lasă depărtarea, Părinte Sfânt, de tine. Mă-ntreb de ce, Iisuse, chiar când eram departe, lipită de clipită, Tu ai fost lângă mine. Mă-ntreb de ce, Iisuse, chiar când eram departe, lipită de clipită, Tu ai fost lângă mine. Când istovit de foame-i căzut și cel puternic, eu din belșug am, Doamne, al zilei pâine-n dat. Nu înțeleg ce merit am eu, un rob netrebnic, să stau lipsit de grijuri în marele Tuhan. Nu înțeleg ce merit am eu, un rob netrebnic, să stau lipsit de grijuri în marele Tuhan. De ce ai ales,
Iisuse, să mă așez în locul unde înveți răbdarea pe ucenicii tăi. Îmi dai comori mărețe ce nu le arde focul, ținându-mă departe de sfatul celor răi. Îmi dai comori mărețe ce nu le arde focul, ținându-mă departe de sfatul celor răi. Nebănuite taine ascunde nepătrunsul, și întrebări mărețe se nasc pe acest pământ. Sunt întrebări ce poate, fără să le știu răspunsul, voi cobor cu ele în recele mormânt. Sunt întrebări ce poate, fără să le știu răspunsul, voi cobor cu ele în recele mormânt. Dar de un singur lucru sunt sigur cu tărie, și nici o clipă în viață de el nu mă-ndoiesc. Căci tu îmi ești în viață supremă bucurie, și mai presus de toate, Iisuse, te iubesc. Căci tu îmi ești în viață supremă bucurie, și mai presus de toate, Iisuse, te din plin meritată, în locul tău alții au primit. Dar plângeți cu multă căință, deși l-a cumplit unui ceas, când n-ai arătat umilință și-n fapte smerit n-ai rămas. Dar plângeți cu multă căință, greșeala cumplitului ceas, când n-ai arătat umilință și-n fapte smerit n-ai rămas. Adu-ți cu plăcere aminte de ziua când blând ai răbdat, de dragostea aceea fierbinte, prin care iubind ai iertat. Dar plângeți cu lacrimi de șale ieșirea din ceasul cumplit, în sabia vorbelor tale pe semenii tăi armi. Dar plângeți cu lacrimi de șale ieșirea
visul cumplit, cum sabia vorbelor tale pe semenii tăi iarni. Să nu-ți pară rău niciodată de inimă largă ai avut, căci fiva o dreaptă răsplată la tot ce în viață ai făcut. Dar plânge că-ți poate stăinul ce cândva la tine a venit a fost iar Iisus peregrinul pe care tu nu l-ai primit. Dar plânge că-ți poate stăinul ce cândva la tine a venit a fost iar Iisus peregrinul pe care tu nu l-ai primit. Astăzi de toate trăirile sfinte prin har și luptă mai mult cu dreptate, căci lupta nu-ți este în zadar. Dar plânge-ți cu lacrimi căderea în clipa când nu ai vegheat și atunci vei avea mângâierea iertării de orice păcat. Dar plânge-ți cu lacrimi căderea din clipa când nu ai vegheat și atunci vei avea mângâierea iertării de orice păcat. Tu ești lângă mine și acum cu brațul tău dai ocrotire, căci tu ești al lumii stăpân. Cu brațul tău dai ocrotire, căci tu ești al lumii stăpân. Ai fost lângă mine în furtună, în vânturi loveau casa mea. Tu m-ai ridicat poata mână când nimeni nu m-a ridicat. Ai fost lângă mine în furtună, în vânturi loveau casa mea. Tu m-ai ridicat poata mână, nimeni nu m-a ridicat. Am fost copleșit de-ndoială și m-am prăbușit la pământ, dar tu ai venit ca un frate și ai stat lângă mine plângând. Dar tu ai venit ca un frate și ai stat lângă mine plângând. Ai fost lângă mine în furtună, în vânturi
casa mea. Tu m-ai ridicat toată mână, nimeni nu m-a ridicat. Ai fost lângă mine în furtună, în vânturi loveau casa mea. Tu m-ai ridicat toată mână, nimeni nu m-a ridicat. Azi sunt robul tău din iubire, sunt liber prin sângele tău. Doamna ta ocrotire, când tu îmi vorbești, Domnul meu. Și simt, Doamna ta ocrotire, când tu îmi vorbești, Domnul meu. Ai fost lângă mine în furtună, în vânturi loveau casa mea. Tu m-ai ridicat toată mâna, când nimeni nu m-a ridicat. Ai fost lângă mine în furtună, când vânturi loveau casa mea. Tu m-ai ridicat toată mâna, când nimeni nu m-a ridicat. Domnul să vă binecuvânteze, frate Cornel Gherasim, foarte frumoase cântări. Ne închinăm acum cu sora Ana Pop în recitare poezie, urmată de sora Maria Grindei cu o cântare, după care sora Aurica Pașca, o poezie. După sora Aurica Pașca, fratele Cornel Ciurda și o cântare. După fratele Cornel Ciurda, sora Ana Dan, o poezie. După sora Ana Dan, fratele Uiuiu, o cântare. Slăvit să fie Domnul! Ofuscați vor fi la ușă cei ce vor pierde răpirea și vor bate cu mânie, noi ți-am așteptat venirea. Nu știu cine e acolo, voi plecați, eu nu vă știu. V-ați găsit plăcerea în lume și acum este prea târziu. Oricât este de ciudată o concluzie amară, să o judecăm mai bine, să o privim pe din afară. Oare Dumnezeu greșește când e atâta de sever și nu vrea să îi primească pe unii oameni în cer? Harul are margini clare, nu le depășiți mereu, ca să pui la încercare dragostea lui Dumnezeu. Vine vremea când mânia, cu dreptatea la un loc, ne va pedepsi păcatul, aruncându-ne în foc. Până azi ne stau în față Sodoma și Gomora, care l-au sfidat pe Domnul până le venise ora. Lot se chinuia acolo până Domnul a venit cu acei îngeri ca să-l scoată după cum s-a prorocit. Noe este un alt exemplu pentru lumea lui cea rea, care nu se pocăiește când potopul se pornea. Timp de 40 de zile ploaia apă a turnat, până oamenii aceia, ei cu tot s-au înecat. Au pierit și animale, păsări ale nimănui și-au scăpat atunci prin arcă numai Noe și ai lui. Ce ne spun acestea toate? Când ne aflăm pe întinse lungi, dacă nu venim la Domnul,
Prea târziu va fi atunci. Astăzi să auzim chemarea celui sfânt și îndurător, să lăsăm păcatul lumii, să ne pocăim de zor. Nu va fi așa tot timpul, harul se va termina. Ce vom face când stăpânul va începe a judeca? Nu va fi o negociere, un alt timp de pocăință. Oamenii n-o să mai primească haruri noi pentru credință. Haideți cât mai este vreme de salvare pentru noi, să venim cu pocăință la Iisus în vremi de-apoi. El e arca de salvare, cum a fost și pentru noi, dar să-i dăm întreaga viață, să-i o dăm de bunăvoie. Iar când Domnul se va întoarce, ziua, noaptea sau în zori, să-l întâmpinăm cu toții în văzduh pe-a slavei nori. Amin. Amin, foarte frumoasă poezie. Dar nu știu câți l-au întâmpina. Nu știu. Știți ce vreau eu? Tot grupul hrană zilnică să nu lipsească niciun. Asta e dorința mea. Și apoi restul să se lupte fiecare. Doamne ajută! Frumoasă poezie. Sorana, Domnul să vă binecuvinteze. Ne închinăm în cântare cu sora Maria Grindei, urmată de sora Rica Pașca, o poezie. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mă încredințez în brațul Domnului, nădăjduiesc să fiu pe veci al Lui. În inimă eu L-am primit pe El și viața mea îi aparține Lui. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Știu, Domnul meu, El e îngăduitor. Știu, Domnul meu, El este răbdător. Știu, Domnul meu, El este prietenos, binevoitor, El e nespus de bun. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acum e momentul potrivit, întoarceți-vă ca să fiți primiți. Veniți la Domnul, El vă încredeți, alegeți-vă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu,
ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Amin, foarte frumoasă cântare. Domnul să vă binecuvânteze, sora Maria. Ascultăm poezia recitată de sora Aurica Pașca, după care fratele Cornel Ciurda și omul lui Dumnezeu va cânta o cântare, după fratele Cornel, sora Nadan, o poezie. Fiți binecuvântați cu toții. Eu vin înaintea ta cu mulțumire și îndrăznesc privirea să-mi ridic, când știu ce preț măreț ai pus pe mine, un mare Dumnezeu pe un nimic. Îți mulțumesc că tu mi-ai dat suflare și viața ce o port în pieptul meu, că nu m-ai pus aici la întâmplare, deși-s nimic, iar tu ești Dumnezeu. Îți mulțumesc că mă asculți de grabă când eu în strâmtorări la tine strig, căci gata ești să mă ajuți din slavă, un mare Dumnezeu pe un nimic. Și îți mulțumesc că m-ai chemat pe nume, nu că am fost mai bun ca alții eu, dar tu te-ai îndurat știind că în lume eu sunt nimic, dar tu ești un Dumnezeu. Îți mulțumesc și pentru frați, viață, pentru ajutor în timp ușor și greu, că tu ți-ai dat iubirea ta cerească pentru nimic, deși ești Dumnezeu. Mai vreau să-ți mulțumesc de libertate, că pot în lumea altora să spun că a gustat durerea grea și moarte pentru nimic un domn măresc și bun. Îți mulțumesc pentru că ai răbdare când zăbovesc de tine să ascult și gata ești să-mi oferi iertare chiar des nimic și un singur pom de lut. Nu merit grija ta, iubit părinte, pe care tu mi-o porți aici mereu, dar vreau să-ți mulțumesc și azi fierbinte că sunt nimic, dar tu ești Dumnezeu, căci numai tu mă ocrotești în toate și vreau să-ți mulțumesc că ești stăpân. Tu ești tot puternic cel ce poate, iar eu totul nimic, Iisus, rămân. Amin. Foarte frumoasă poezie, Domnul să vă binecuvânteze, sora Aurica. Ascultăm pe fratele Cornel Ciurdaș cu o cântare, urmat de sora Nadan cu o poezie, după care fratele Uiuiu Alexandru, o cântare. Spre slava Domnului și spre întărirea credinței noastre, vreau să laud pe Domnul cântarea "Se aude sus pe cer un cânt de glorie". Mai e puțin, să nu te lași răpus, să nu-ți pierzi, frate, premiul alergării. Curând e întâlnirea cu Iisus. Doamne ajută-ne să fim gata. Amin. Se aude sus pe cer un cânt de glorie. Mai e puțin să nu te lași răpus, să nu-ți pierzi, frate, premiul alergării. Curând e întâlnirea cu Iisus. Când negura amenință în zare și cerul e mereu întunecat, chiar dacă urlă marea cu turbare, destinul tău e binecuvântat. Mă lupt cu fiecare ceas ce trece, să înalz pe culm al dragostei stindac, în clocot, dar nu căldi cel nici rece, și în Duhul tău mereu, mereu să ar. Când se vor termina acestea toate și mirele când va mai zăbovi, eu nu știu dacă nu va fi la noapte, dar știu că cel ce bine va veni.
cum se înalță în zboruri ciocârlia, în albe soluri vom pleca și noi, vom părăsi pe totdeauna glia, purtând pe cap cununa de eroi. Suntem străjeri în veche necurmată, urcăm cu pasul nostru temerar, în sânge haina noastră e spălată, în sângele lui Iisus la calvar. Mai zăbuvești oare pentru mine să calci al răzbunării crunt hotar, căci până când, o până când, stăpâne, tot strigă mulți martiri de sub altar. Tânjesc în așteptarea țării mele, e năzuința mea de căpătâi, să las în urmă mii și mii de stele, pe frunte, drag Iisus, să mă mângâi. Vreau să mă strâng la pieptul tău odată, să uit tot greul ce l-am dus cândva, să-mi spui cu vocea-ți binecuvântată, o vino slugă bună în casa mea. Amin. Amin. Foarte frumoasă cântare. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Cornel. Ne închinăm acum recitare de poezie cu sora Ana Dan, urmată de fratele Uiu cu o cântare. Nu înainte să salutăm cu dragoste și respect pe fratele păstor Bogdan Șulerii. Frate Bogdan, fiți binecuvântat, puteți porni microfonul, sosiți chiar o binecuvântare pentru întreg auditoriu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și mă bucur să fiu din nou în această seară cu voi. M-am rugat și mă rog ca Dumnezeu să ne dea har să-L putem slăvi pe El și numele Lui să fie înălțat în mijlocul nostru. Fiți binecuvântați de Domnul! Frate păstor Bogdan Șulerii, acesta este scopul emisiunii Hrană Zilnică, nu altul. Mulțumim de binecuvântarea rostită, Domnul să vă binecuvinteze. Ascultăm acum poezia recitată de sora Ana Dan. Fiți binecuvântați de Domnul cu toți care sunteți la părtășie în această seară. Căința, am păcătuit, Părinte, nu mă pedepsi prea tare, eu te rog să iei aminte la duioasa mea chemare. Sufletul mi-e plin de groază, oasele mi se sfărâmă, toți ai mei se depărtează și mă apropiu de țărână. Vino, Doamne, mai degrabă, să-mi dai hrană, să-mi dai apă. Mulți din jurul meu se îndreaptă, se întreabă cine-l va scăpa. Mă topește suferința, dă-mi acum tămăduire, căci mă bizui pe credința în nespusa ta iubire. Cine spre șeol se îndreaptă, nu-ți mai cântă ție slavă, ci acolo toți așteaptă judecata cea grozavă. Gemetul era povară grea, patul lacrimi se scaldă, dorul meu spre cerul zboară, unde-i primăvara caldă. Depărtați-vă de mine, voi ce vă gândiți la rele, știe cel din zări senine glasul plângerilor mele. El mă iartă, mă ascultă și-mi primește iar căința, când iubirea lui cea multă mi-a umplut de plin ființa. Amin. Amin, frumoasă poezie. Domnul să vă binecuvânteze, sora Ana Dan. Dragilor, o mică rectificare. Întrucât fratele Uiuiu, până îi trimite Domnul Iisus telefonul care l-a promis, este din program. De aceea solicit acum cu două cântări, după care voi rosti binecuvântările, iar fratele păstor Bogdan Șulerii ne va duce mesajul. Slăviți să fie Domnul,
Domnul să ne binecuvinteze și să primească jertfa din această seară. În luptă ca David să fii neînfricat, să nu te înfrice niciun Goliat. Ia-ți praștia în mână, fii victorios, luptă-te, luptă-te și nu fi fricos. Prin credință și răbdare, David a înaintat. Cu o praștie și o piatră l-a învins pe Goliat. Să nu te înfrice scuturile lui, sulița și spada filistianului, căci cu noi e focul și vom birui. Cu Domnul, cu Domnul le vom nimici. Prin credință și răbdare, David a înaintat. Cu o praștie și o piatră l-a învins pe Goliat. Să nu-ți fie frică de statura lui, privește la David și la filistian. Dintr-o lovitură el l-a doborât, Goliat, Goliat a fost animicit. Prin credință și răbdare, David a înaintat. Cu o praștie și o piatră l-a învins pe Goliat. Știi că Saul a bătut miile lui, iar David a învins zecile de mii. Și în numele Domnului oștirilor, luptă-te, luptă-te, fii biruitor. Prin credință și răbdare, David a înaintat. Cu o praștie și o piatră l-a învins pe Goliat. Afară-s fricoșii, tu nu fii fricos, mergi tot înainte cu pas glorios. Luptă-te ca David și cu Goliat, luptă-te, luptă-te cum el s-a luptat. Prin credință și răbdare, David a înaintat. Cu o praștie și o piatră l-a învins pe Goliat. Prin credință și răbdare, David a înaintat. Cu o praștie și o piatră l-a învins pe Goliat. Înțelepții lumii mă înconjoară și mă întreabă cine e Iisus. Pun la îndoială a mea credință și spun că voi suferi nespus. De nimeni nu mă tem, pe tine când te chem, numele tău cu drag eu îl rostesc. În față oricui voi sta, nu mă voi clătina, căci legea ta eternă o păzesc. În față oricui voi sta, nu mă voi clătina,
căci legea ta eternă o păzesc. Privesc în zare mărețul soare ce strălucește neîncetat. Pun o întrebare la fiecare, cine-l cunoaște, cine l-a creat. Și dacă într-o zi soarele ar zăbovi, cine ar cunoaște taina cerului? Știința omului cu înțelepciunea lui nu ar cunoaște taina soarelui. Știința omului cu înțelepciunea lui nu ar cunoaște taina soarelui. Câmpii și munții, râuri și marea vestesc iubirea celui preanalt. Tot universul și-ntreg pământul la glasul lui s-au cutremurat. Și toate florile își deschid petalele, chiar câmpului covor pe mărginit. Căci tot ce ai creat, doar omului i-ai dat, fiindcă atât de mult tu l-ai iubit. Și toate florile își deschid petalele, pe-al câmpului cobor pe mărginit. Căci tot ce ai creat, doar omului i-ai dat, fiindcă atât de mult tu l-ai iubit. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, frate Alexandru. Cu permisiunea fratelui pastor Bogdan Șulerii, vreau ca sora Maria Gândei să mai laude pe Domnul cu o cântare, după care voi rosti binecuvântările, iar fratele pastor să ne aducă mesajul și l-a pregătit pentru noi în această seară. Ascultăm pe sora Maria Gândei. Tu ai fost mereu de partea mea, o Domnul meu cel bun, cetate de scăpare în care să mă ascund. Când valea umbrei morții rești, ființa-mi chinuia, schimbându-mi cursul sorții, tu ai fost salvarea mea. De aceea te laud, Domnul meu, de aceea te voi slăvi mereu. Ești mare, ești sfânt, ești bun, ești minunat. O, Domnul meu, fi binecuvântat. Tu ai fost mereu de partea mea când toți m-au părăsit, când chiar a disperării mă sfâșia cumplit. În încercarea cea mai grea doar tu m-ai mângâiat și m-ai luat în brațe, Părinte îndurat. De aceea te laud, Domnul meu, de aceea te voi slăvi mereu. Ești mare, ești sfânt, ești bun, ești minunat. O, Domnul meu, fi binecuvântat. De n-ar fi fost dragostea ta să speli al meu păcat, cu sânge la Golgota, o miel nevinovat. Eram pentru vecii pierdut, dar tu m-ai căutat
Iubire minunată, fii veșnic lăudat. De aceea te laud, Domnul meu, de aceea te voi slăvi mereu. Ești mare, ești sfânt, ești bun, ești minunat. O, Domnul meu, fi binecuvântat! De aceea te laud, Domnul meu, de aceea te voi slăvi mereu. Ești mare, ești sfânt, ești bun, ești minunat. O, Domnul meu, fi binecuvântat! Amin. Amin, foarte frumoasă cântare. Domnul să vă binecuvânteze, sora Maria. Dragilor, voi rosti binecuvântările, după care fratele păstor va aduce mesajul. Dintre cei care sunt cu noi pe YouTube, mereu sunt binecuvântat de următorii frați și surori. Fratele Iosif Petrov, cei de pe YouTube, sora Orica Pașca, sora Maria Zmerica, sora Rosi, fratele Jipa Iezer, sora Duna Petra, sora Cornelia Adam, sora Adriana Hrișcă, sora Căluș Maria, sora Elena Popovici, sora Irina Constantin, sora Rosalia Fechete, sora Rosalia Fechete încă o dată, Domnul să vă binecuvinteze, dublu sora Rosalia, sora Leucica Bărbos, fratele Cornel Gerasim, Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Cornel Gerasim, sora Mariana Gutu, sora Maria Ușciuc, sora Ana Coșarcă, sora Elena Cristiana, sora Cornelia Ciurda și soția fratelui Cornel, omul lui Dumnezeu. Iar dintre cei care sunt cu noi aici pe Zoom, sunt mereu binecuvântat de sora Daniela Miron, fratele Sanducu Constantin, sora Lidia Pop de la Dej, sora Angela Mărincean, fratele Gigi Nicuță, din nou Sanducu și sora Nadan. Se sizez aici că sora Miron are operație săptămâna aceasta. Ne vom ruga pentru dumneavoastră, sora Miron, Domnul să dea biruință. Scumpilor, oprim chatul la cota zero, cei de pe YouTube. Ne rugăm în Duhul nostru ca Dumnezeu să ne vorbească și în seara aceasta. Și Domnul să dea ușă de cuvânt fratului păstor Bogdan Șuleri. Slăvit să fie Domnul, fraților. Frate Florin, numai să-mi spune și să-mi confirmat că s-aude. S-aude perfect, frate păstor. Dragii mei, haideți să începem seara aceasta citind textul care a fost alocat pentru noi. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Ioan capitolul 8. O să citim de la versetul 1, concludem în versetul 11, pagina Sfânta Scriptură 1036. Ioan capitolul 8, de la versetul 1, cuvântul Domnului. Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Dar dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a sejut jos și învăța. Atunci, cărturarii și fărăseii au adus o femeie prinsă în preacurvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu, dar, ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat să arunce cel dintâi cu piatra în ea? Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară, unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, i-a răspuns ea,
Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Amin, până aici cuvântul Domnului. Frații și surorile mele, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În primul rând, dați-mi voie în seara asta să încep cu felul acesta. M-am rugat pentru seara aceasta, am citit un text greu din Scriptură. O să vreau în seara asta să vă zic niște adevăruri. Îmi asum ce o să spun seara aceasta. Sunt măcinat în ultimul timp de anumite lucruri care se întâmplă în mediul nostru neoprotestant. Și aș vrea să ne uităm un pic la femeia aceasta, aș vrea să ne uităm un pic la Domnul Iisus și aș vrea să ne uităm un pic la farisei. Dragii mei, mi-am intitulat predica din seara aceasta pentru că ai preț în ochii mei. Pentru că la sfârșitul predicii aș vrea să tragem o concluzie și să ne uităm felul în care Dumnezeu se raportează la noi ca și oameni. Cu ani de zile în urmă, eram foarte tânăr, mergeam la nopți de veche. Erau nopțile acelea de veche pe care frații le făceau foarte des, fiecare vineri, ultima vinere din lună, făceau nopțile acelea de veche și mi-aduc aminte că am fost la o noapte de veche. Era unul dintre frați care nu vrea să vină la noapte de veche. Știți de ce nu vrea să vină? Era frică de proroci. Zicea, frate, viața mea nu e pusă în rânduială, viața mea nu e pusă cu Domnul așa cum trebuie. Și zice, nu pot să vin, că dacă îmi prorocește. Și cumva eu, ca să-l duc așa în mediul ăla acela rugăciunii, mă uit la el și spun, măi omule, am o rugăminte, hai cu mine, zic. Uite, eu îți garantez că nu o să ai nicio prorocie. Zic, uite, eu, din experiența pe care o am cu Dumnezeu, eu nu cred că Dumnezeu o să spun așa în fața tuturor. Ascultă-mă, hai cu mine. Ia zic eu așa atunci, copil fiind. Dragii mei, ne-am dus la noaptea aia de veche, parcă așa cum mi-amintesc, ne-am rugat câteva rugăciuni din acelea înflăcărate. Și la un moment dat, dintre noi se ridică o soră și strigă așa cât o tare cu putere. Așa vorbește Domnul. Și o ia printre rânduri, printre băncile acelea, era o biserică de sat cu bănci și pune exact mâna pe tânărul acesta cu care am fost. Frații mei, vă spun, o înghețat inima în mine. Acum mă gândeam ce o să-i spună Domnul, cum o să-l mustre, știam viața lui. Numai fiindcă știam viața lui, știam că are nevoie și de rugăciune. Omul acesta încă vrea să slujească, omul acesta vrea să cânte pentru slava și gloria lui Dumnezeu. Și în momentul în care pune mâna pe omul acesta, prorocia începe în felul următor. Pentru că ai preț în ochii mei, te iubesc, dau popoare pentru tine, spunea Domnul la momentul respectiv. Vreau să te folosesc, vreau să te ridici în capul oaselor, să mergi mai departe, pentru că eu am un plan de lucrare cu tine. Și-a spus amin. Am rămas cu ochii căscați, mă uitam la proroc. Știți ce a fost în mintea mea în momentul ăla? În momentul acela când Dumnezeu a acționat așa în mintea mea, a fost următorul gând. Prorocul a greșit prorocia. Asta nu e un proroc de la Domnul, asta nu a fost vocea Domnului, un Dumnezeu care știa tot adevărul. Nu putea să-i vorbească. Mă gândeam în mintea mea de copil pe vremea aia, Doamne, cum să-l folosești? La ce să-l folosești? Că omul ăsta trăiește în păcat. Doamne, ce să-l pui să facă că omul ăsta trăiește în păcat? Doamne, cum să spui că are preț în ochii tăi? Mă întrebam eu și spuneam eu pe vremea aia, pentru că omul ăsta trăiește în păcat. Frații mei, i-am dus acasă, n-am zis nimic. Am continuat să vorbesc cu tânărul respectiv. Câteva luni de zile mai târziu, omul acesta a venit la mine și a zis, Bogdan, vreau să împărtășesc cu tine un gând. Și am zis, te ascult. O zis, Bogdane, tu știi viața mea. Ți-am povestit-o, am împărtășit-o cu tine și am zis, știu. Îți aduce aminte când am fost cu tine la noaptea aceea de veche și am avut prorocia aceea că am preț în ochii lui Dumnezeu și am zis să-mi aduc aminte. Și o zis, vreau să spun ceva, Bogdane. În momentul în care Dumnezeu mi-a vorbit în felul acesta, în momentul în care Dumnezeu, eu, deși eram un ticălos, eram un păcătos, eram un nemernic, eram unul care am călcat în picioare harul lui Dumnezeu.
Și Dumnezeu în bunătatea Lui spunea tânărul ăsta, vine și îmi spune că am preț, vine și îmi spune că mai am șansă să fiu un slujitor, că mai am șansă să ridic capul din mizerile în care am făcut. Bogdan, în ziua aceea am luat hotărâre ca viața mea să se schimbe. În seara aia eu am plecat, m-am dus acasă, m-am aruncat pe genunchi, i-am spus lui Dumnezeu cât e de bun, Bogdan, și vreau să spun, din seara aceea viața mea s-a schimbat. Eu n-am mai făcut greșelile pe care am făcut. Eu lupt să trăiesc astăzi o viață de om care îl slujește pe Dumnezeu. Și-au trecut lunile, și-au trecut ani și omul acesta, ascultați-mă, s-a maturizat și a ajuns un om pe care Dumnezeu îl trimite și lucrează cu el. Și a zis, wow, felul în care Dumnezeu vede. Frații mei, v-am citit o poveste, o întâmplare, nu e o poveste, o poveste adevărată, am vrut să zic o întâmplare petrecută pe vremea când Domnul Iisus Hristos trăia, adevărată. Și parcă întâmplarea asta, scumpii mei, e așa de actuală cu zilele noastre. Trăim într-o lume în care o să vedem mai târziu felul în care văd oamenii lucrurile și felul în care vede Dumnezeu. În seara asta aș vrea să împărtășesc cu voi un mesaj de încurajare pentru noi în seara asta, frații mei. Aș vrea să vedeți trei lucruri pe care Hristos le face în textul acesta. Mă fascinează bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că în seara asta vreau să vorbesc de dragostea și de mila lui Dumnezeu. Pentru că aș vrea să spun, oricare ești și ne urmărești, ascultă-mă ce-ți spun. Oricât de jos ești, oricât de la fundul gropii te simți, oricât te simți că a plecat de la tine tot ce înseamnă Dumnezeu, ascultă-mă ce spun, Dumnezeu te cheamă să te întorci la El și să trăiești o viață binecuvântată. Cât ai suflare, cât ai duc de viață în tine, încă ai preț în ochii lui Dumnezeu. El are o promisiune în Sfânta Scriptură că trestea frântă, că mugul acela care mai fumegă, mai scoate un picuț de fum acolo, el este gata și pregătit să-l ridice. Viitorul tău nu e iadul. Viitorul tău nu e pierzarea. Viitorul tău nu e falimentul. Viitorul tău trebuie să fie în brațele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și mă rog în seara asta să înțelegeți lucrul acesta. Oameni buni, vreau să vă arăt versetul 7, ceva extraordinar. Când toți oamenii, și vreau să vorbim un pic, o sândeau și bazocoreau femeia respectivă, în versetul 7 Hristos zice așa, fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus și le-a zis, ascultați, cine dintre voi este fără de păcat să arunce cel din tâi cu piatra? Știi ce vreau să-ți spun în seara asta? Că și Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu te osândește. Uitați-vă, vă rog frumos, la oamenii care au fost. Citim versetul 3. Atunci cărturarii și fariseii au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului. Frații mei, vă pun o întrebare logică în seara asta. Mai întreb eu întrebarea asta. Femeia asta a fost prinsă în preacurvie. Femeia asta a fost prinsă exact în momentul când se vâlcea curvia. Vă pun o întrebare logică. Credeți că femeia asta a făcut păcatul așa în mijlocul străzii, în mijlocul cetății unde era? Credeți că femeia asta care făcea parte din poporul Israel nu știa poruncile lui Dumnezeu? Nu știa că cel care este prins în astfel de păcate va fi omorât cu pietre? Oameni buni, femeia asta știa. Femeia asta avea cunoștință de legea lui Moise, sunt convins de asta. Femeia asta a însăvârșit păcatul nu în mijlocul străzii, nu în mijlocul cetății, ci femeia asta a greșit. Știți unde? Ascunsă undeva. Întrebarea mea este, cum au prins-o fariseii și cărturarii? Știți cum? Au urmărit-o. Aș vrea să vă spun o tragedie a generației noastre. În care oamenii din ziua de astăzi, ascultați-mă cu atenție, se urmăresc unii pe alții. Frații mei, trăim o tristețe a generației noastre. Ne ponegrim unii pe alții, ne urmărim. Ai greșit la o cântare, gata ești, te-ai postat, te-ai bâlbâit la o predică, ești primul pus acolo, oameni buni. Sute și sute și mii de vizualizări.
Oameni care se abonează la tot felul de canale, la tot felul de oameni care nu fac nimic altceva decât să poregrească oamenii lui Dumnezeu. Trăim într-o generație în care ne așteptăm unul pe altul la colț. Trăim într-o generație în care ne interesăm unii de alții. Nu cumva au greșit, nu cumva au făcut ceva, nu cumva am ceva la mână, nu cumva îl găsesc cu ceva, nu cumva îl prind cu ceva. De ce? Ca să-l aduc în mijlocul mulțimii și să-l pun să-l vadă toți. Oameni buni, e foarte adevărat că pe timpul acela, așa era poruncit să fie adus în mijlocul mulțimii și omorât cu pietre în mijlocul mulțimii ca tot să se teamă. Dar știți ce e interesant? Versetul 6, Hristos, Dumnezeu, Duhul Sfânt, spune în Sfânta Scriptură motivul pentru care fariseii și cărturarii au dus-o pe femeie. Spuneau lucrul acesta nu ca să aducă dreptate, nu ca să se teamă toți de păcat, ca să-l ispitească și să poată să-l învinuiască pe Hristos. Oameni buni, exact generația noastră. Nu ieșim în public, nu vorbim despre greșeala cuiva ca să nu facă ceilalți. Nu, nu, frații mei. Cei mai mulți dintre oameni fac lucrul acesta. Știți de ce? Să ponegrească și să vândă oamenii care au greșit. Trăim vremuri pe care spune cartea lui Iuda, capitolul 1, că e un singur capitol cu versetul 18. Că în vremurile din urmă, ascultați-mă, spun așa, oamenii vor fi bajocoritori. Trăim o generație în care oamenii terfelesc alți oameni. Dragii mei, vă spun un lucru pe care l-am observat. Vedeți? Să nu uitați niciodată și o să repet lucrul acesta ori de câte ori o să am ocazia. Când vorbiți despre cineva, când terfeliți pe cineva, când ponegriți pe cineva, ascultați-mă ce vă spun. Bărbații pot să ducă durerea asta mai ușor. Nu uitați niciodată că orice casă, și în orice casă există o soție, există copii, există oameni care nu pot duce asemenea dureri. Și există soții ale slujitorilor care plâng. Există soți ale oamenilor sau ale soțiilor vorbite de rău care plâng din cauza asta. Oameni buni, atâtea răni s-au creat în inima oamenilor. Pentru că oamenii în generația noastră au o satisfacție de a vorbi de rău pe ceilalți. Au urmărit-o, au adus-o pe femeia aia prinsă și ascultați-mă, au pus-o în mijlocul norodului. De ce? Să o vadă toți. Pentru că asta e tendința noastră, să arătăm la toți. Mai vine câte un frate și zice, frate, zice, vrei să-ți dau un motiv de rugăciune și zic, te ascult. Hai să spun ce-a făcut X și Y. Și stau câteodată, vă spun sincer și mă gândesc, oare chiar e un motiv de rugăciune? Oare chiar vrem sincer să ne rugăm unii pentru alții? Oare chiar simțim unii cu alții, așa cum spune? Vă spun cu părere de rău că cei mai mulți dintre oameni vorbesc de rău, nu ca să aduc un motiv de rugăciune, ci exact cum făceau fariseii aceștia, spuneau lucrul acela ca să-l învinuiască, să-l ispitească pe Hristos cu o motivație greșită. Uitați-vă versetul 5 ce spune. Zice Biblia, Moise în lege a poruncit să ucidem astfel de femei cu pietre. Știți ce aș vrea să vă spun? Aș vrea să vă spun ceva celor care sunteți ispitiți să purtați povești și să vorbiți. Să nu uitați niciodată că bârfa și lucrurile negative pot omorâ. Oameni buni, într-o zi în cartea Ieremia, vorbește prorocul Ieremia de o moarte, spune că oamenii au spus către ei, că ei unul către altul, să-i facă ceva lui Ieremia. Și știți ce au spus? Haideți să-l ucidem cu vorba, pentru că vorba ucide. Pentru că eu, din punctul meu de vedere, ca și slujitor, vorba are cel mai dureros tăiș. Parcă e mai dureros ca o palmă, parcă e mai dureros ca orice altceva. Așa de tare doare o vorbă, așa de tare doare o vorbă nepotrivită la locul ei. E așa de important, oameni buni, să gândim cum gândea Hristos. Într-o zi, ani de zile în urmă, mi-aduc aminte, cred că vreo 12-13 ani de zile în urmă, de undeva, dintr-un oraș al țării, s-a întors la Domnul o femeie care cânta muzică lăutărească. Și femeia aceasta s-a pocăit, nu avea pe nimeni, efectiv nu avea pe nimeni care să fie credincios în familia ei.
S-a pocăit femeia aceasta și o merg la adunare. No, ispitele erau mari. Nu avea niciun mentor, nu s-a lipit nicio soră de ea, nu știu exact ce s-a întâmplat. Apoi 3 luni de zile femeia asta ajunge să facă un păcat grav. Și acum femeia aceasta, ascultați-mă, ea merge sincer. Merge sincer la niște oameni pe care nu-i cunosc, doar am auzit despre ei. Și merge sincer și spune, oameni buni, am nevoie de ajutor, am căzut, uitați-vă. Merge și mărturisește păcatul, își plânge păcatul amar. Și ascultați-mă, oamenii ăștia fără niciun pic de milă. Oamenii ăștia fără niciun pic de sentiment, fără să se roage înaintea Domnului, să vadă ce vrea de fapt Dumnezeu să-i spună. Știți ce-i spune? Femeie, tu nu mai ai nicio șansă la mântuire. Și femeia asta se duce din nou în lume și eu mă întâlnesc cu ea după câteva luni și o văd în felul care era îmbrăcată, o văd din nou în lume, mă întâlnesc cu ea și o întreb, soră, ce s-a întâmplat? În momentele astea, sora cu lacrimi în ochi îmi spune, nu mai îmi spune soră Bogdan. Pentru că am fost acolo, pentru că am fost consiliat în felul ăsta, pentru că uite, am făcut asta și uite ce mi-au spus oamenii. Frații mei, ăștia sunt oamenii. Aș vrea, vă rog, să ne uităm în textul acesta un pic și să vă mai arăt un verset și aș vrea să-L vedeți pe Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm împreună și să vedem diferența dintre oameni și Dumnezeu. Frații mei, versetul 10 vorbește despre Dumnezeu și spune așa, uitați-vă, un lucru extraordinar care așa de mult mă încurajează în seara asta. Atunci, spune Biblia, s-a ridicat în sus și ascultați acum, când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie. Iisus i-a zis, ce minunat! Și se-mi place la Dumnezeu pe care îl propovăduiesc, că e un Dumnezeu care nu vrea să ne facă de rușine. E un Dumnezeu care nu terfelește păcatele noastre la toată lumea. E un Dumnezeu despre care spune Biblia că aruncă păcatele noastre în fundul mării, oameni buni. Un Dumnezeu care nu mai reproșează, un Dumnezeu care nu-și mai aduce aminte, un Dumnezeu care nu te osândește. Un Dumnezeu care dacă vii în fața Lui și te pocăiești cu adevărat și te torci cu adevărat, cu toată inima la Dumnezeu, e un Dumnezeu care iartă și nu-și mai aduce aminte. Știți ce e minunat la Dumnezeu? Că așa de frumos Dumnezeu vrea să-ți vorbească în intimitate. Vedeți? Are metodele Lui. Mi-aduc aminte odată că trebuia să îndrept niște lucruri la mine. Știți cum mi-a vorbit Dumnezeu? Efectiv, într-o zi am început să visez lucrurile respective. Efectiv, Dumnezeu, în suveranitatea Lui, îmi dădea vis după vis și îmi spunea ce trebuie să fac. Îmi spunea Bogdan, asta trebuie să îndrepți în viața ta, asta trebuie să faci în viața ta, asta trebuie să faci în viața ta. Știți ce putea să facă? Să vă spună tuturor, să vă spună la toți, să-ți dea toate păcatele mele și toate greșelile mele de acum mulți ani de zile înainte și să le spună tuturor. Dar seara asta vă prezint un Dumnezeu despre care spune Biblia că n-a mai văzut pe nimeni. Singur, numai El cu femeia. De ce? Că e un Dumnezeu care ține la tine. E un Dumnezeu care nu vrea să te terfelească. E un Dumnezeu care știe să lucreze. E un Dumnezeu care îți vorbește prima dată și prima dată îți vorbește în intimitate. Când ajunge Dumnezeu deja să dea pe față pe oameni, ascultați-mă, oamenii aceștia au avut timp să se pocăiască. Aduceți-vă aminte de un verset din Scriptură, în Apocalipsa îl găsim. Spune despre o femeie pe nume Izabela, i-am dat timp să se pocăiască. Dar până să o arunce în pat bolnavă, până să pedepsească pe oamenii care trăiau în păcat, că oameni buni, femeia asta a avut un moment de intimitate, a avut un moment în care Dumnezeu a rămas singură, singur cu ea, i-a vorbit, i-a spus despre ce e vorba, a fost un moment în care doar ei doi și ea au trebuit să se pocăiască, nu au vrut să se pocăiască. În seara asta vreau să te încurajez. În momentul acesta Dumnezeu nu vrea să te osândească, nu vrea să te facă de rușine, nu vrea să sterfelească greșelile, să le spună tuturor, ci în seara asta Dumnezeu vrea să rămână singur El cu tine și să-ți spună, oricare ești, oricare mă asculți în seara asta, să-ți spună Dumnezeu frumos și cu blândețe. Asta e greșeala ta, schimbă-te aici, ai nevoie de schimbare. Vrea să-ți transmită un mesaj, oameni buni. Iosua 1:9 spune ceva foarte frumos, zice așa, întărește-te și îmbărbătează-te. Vrea Dumnezeu în seara asta să-ți vorbească în intimitate, să te întărească și să poți
Merge mai departe, slăvit să fie Domnul. În seara asta vreau să vă prezint un Dumnezeu diferit. Un Dumnezeu nu diferit de Biblie, un Dumnezeu diferit de cum îl văd alții. Un Dumnezeu al milei, un Dumnezeu care te încurajează și un Dumnezeu care nu te osândește. Doi. Aș vrea să vă mai arăt un lucru foarte important. E adevărat, Dumnezeu nu te osândește. E adevărat, Dumnezeu nu vrea să te facă de minune. Dar Dumnezeu vrea să-ți facă ceva în seara asta. Dumnezeu în bunătatea Lui îți spune că nu poți trăi cum vrei tu și trebuie să te pună față în față cu adevărul Lui. Uitați-vă ce îi spune în versetul 10. Îi spune în versetul 10 în felul următor. Femeie, unde sunt părâșii tăi? Știți cine erau părâșii ei? Părâșii ei era de fapt legea lui Moise care trebuia să fie judecată ea prin ei. Adică o pune față în față cu păcatul. Dumnezeu nu-ți dă păcatul pe față, dar pe tine personal te pune față în față cu păcatul. Ție-ți arată păcatul, ție-ți arată adevărul, ție-ți arată versete din Biblie, ție-ți vorbește printr-o predică, îți vorbește printr-o cântare, pentru că Dumnezeu nu vrea doar să nu te osândească, ci Dumnezeu vrea să-ți prezinte adevărul ca tu să te poți schimba. Și-o întreabă asta, femeie, unde sunt părâșii tăi? Adică tu trebuia să mori, tu trebuia să fii pedepsită, unde-s? Nimeni nu te osândește. Și ea spune, nimeni, Doamne, nu te osândește. Dar vreau să înțelegi un lucru. Ceea ce ai făcut tu nu este în regulă. Dragii mei, pentru că te iubește, Dumnezeu vrea să-ți prezinte tot adevărul. Punctul acesta poate să fie un pic mai aspru și o să zici, frate Bogdan, dar ce ne predici lucrurile acestea? Dar de ce ne spui de lucrurile acestea care urmează? Știți de ce vă spun? Pentru că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât vrea să ne spună adevărul să putem trăi în curăție. Frații mei, aș vrea să vă întreb ceva. Dacă unul dintre dumneavoastră ar merge la doctor și ați fi bolnav și ați avea o boală și doctorul ar spune, o, du-te acasă că vezi tu cum trăiești, a fi bine. Și te duci acasă și mori, vă întreb, ai rezolvat ceva? Nu. N-ai rezolvat nimic. Nu mai bine faci citostatice. Și o să fie bine? Ba da. În seara asta vreau să ne punem în fața cuvântului. Pentru că Dumnezeu vrea să ne pună față în față cu realitatea. Știți de ce? Pentru că atât de mult ne iubește Dumnezeu că nu vrea să ne piardă. Pentru că așa de mult o dat Dumnezeu pentru noi și a spus, dacă l-am dat pe Fiul meu, v-am dat atâtea bunătăți, v-am dat mântuirea, v-am dat atâtea binecuvântări, v-am dat atâtea daruri. De ce? Pentru ca voi să trăiți în adevăr, Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, hai să vă arăt un tânăr din Sfânta Scriptură, Marcu capitolul 10. Uitați-vă ce zice Marcu capitolul 10, versetul, de la versetul 17. Dumneavoastră știți că acolo e vorba despre tânărul bogat. Dar se întâmplă ceva, se întâmplă ceva aici. Dumnezeu afirmă ceva despre omul acesta. Se uită la omul acesta, la tânărul acesta care îngenunchează, care îl întreabă, bunul învățător, ce trebuie să fac? Dragii mei, când omul acesta îi răspunde la Hristos, învățătorule, toate lucrurile acestea le-am păzit cu grijă și cu atenție din tinerețea mea. Versetul 21 începe așa. Iisus s-a uitat țintă la el și l-a iubit. Și acum dacă l-a iubit, omenește vorbind, putea să-i spună, hai așa cum ești. Lasă că rezolvăm noi problema pe drum, lasă că ai timp să te pocăiești, lasă că ai timp să-ți rezolvi problema cu averea ta, că Dumnezeu știa că are o problemă cu averea. Lasă că este timp. Și zice Biblia, pentru că l-a iubit, oameni buni, nu se termină versetul acolo, pentru că l-a iubit, i-a zis. Ce i-a zis? Îți mai lipsește un lucru. Dar, Doamne, n-ai putea să nu ne spui în seara asta. Ba, aș putea, dar pentru că vă iubesc. Pentru că aveți preț în ochii mei, pentru că vreau să vă spun adevărul, pentru că vreau să trăiți după adevăr ca să puteți ajunge în cer. Trebuie să vă spun tot adevărul. Trebuie să înțelegeți adevărul. Și spune la tânăr, îți mai lipsește un lucru. Doamne, dar de ce ai spus că pleacă? Doamne, dar de ce ai spus că nu te va urma? O zis, Doamne, nu mă poate urma cum crede el că e bine. Trebuie să mă urmeze așa cum spune cuvântul. Frații mei,
În Marcu, capitolul 14, în versetul 3, Biblia vorbește despre o femeie care vine cu un vas de alabastru cu mir în el și îl toarnă pe picioarele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea seara asta să vă gândiți la mirul de alabastru, ca și cum ar fi viața noastră. Vreau să învățăm ceva. Femeia asta a venit cu vasul acela de alabastru. Intră frumos în camera aceea unde era Hristos cu toți ucenicii lui. Frații mei, nici unul dintre ucenici nu știa ce este în vasul de alabastru. Nu știau dacă e plin, nu știau dacă mirul acela e curat, nu știau, numai după ce ori spart și ori da seama ce valoare are. Pentru că ascultați-mă, până nu se termină viața omului, până ne ajungem sus în cunoștință, nu vom ști tot adevărul unul despre altul. Dar scumpii mei, înainte să spargă vasul, înainte să intre în cameră, înainte să-și dea seama fiecare dintre ucenici, dintre oamenii care erau în camera aceea, ce fel de mir este, cât e de plin vasul, cum arată mirul, cât e de scump, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu știa. Pentru că Duhul Sfânt în versetul 3 spune așa, un vas de alabastru și ascultați, cu mir de nar, curat și foarte scump. Nu știa numai Dumnezeu. Numai Duhul Sfânt știa ce e înăuntru. Aș vrea să învățăm un lucru în seara asta. Gândiți-vă la vasul acesta de alabastru ca și cum ar fi viețile noastre. Oameni buni, nimeni nu ne știe cu adevărat ce suntem pe dinăuntru. Nimeni nu cunoaște despre noi. Știți cine este singurii, cine sunt singurii care știu cum suntem? Noi. Femeia știa ce are înăuntru, știa ce-o pus, știa ce-o strâns. Și în afară de noi mai știe încă unul cine suntem și acesta este Dumnezeu. Oameni buni, noi putem purta vasul ăsta de alabastru care în seara asta vreau să simbolizeze viața noastră. Și toată lumea să se uite la vas și să spună, da, înăuntru ar trebui să fie ceva foarte scump. Deci înăuntru ar trebui să fie ceva foarte de valoare. Dar ascultați-mă ce vă spun, s-ar prea putea ca unii dintre noi, înăuntru, vasul acesta, mirul acesta să nu fie curat, să nu fie foarte scump. Nu știe nimeni. Nu știe mama, nu știe tata. Nu știe soția, poate seara asta, nu știe soț. Ascultați-mă, nu știe păstorul, nu știe comitetul. Dar nu uitați un lucru, frați și surori. Dumnezeu știe. Nu-L putem minți pe Dumnezeu. Dumnezeu vede cine suntem cu adevărat. Dumnezeu vede cine ești, vede cine sunt. Dumnezeu vede înăuntru pentru că ochiul Lui puternic ne vede. În seara asta mă rog să conștientizăm lucrul acesta. Dumnezeu ne pune față în față cu realitatea și realitatea este în felul următor. Nu putem trăi în interiorul nostru oricum. Nu putem face orice, nu putem avea orice fel de viață, ci viața noastră trebuie să bată cu cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce spune 1 Petru 1:16? Fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Un Dumnezeu sfânt trebuie să aibă oameni sfinți. Dumnezeu să ne ajute la asta. Vă spun ceva. Când ne vom juca cu vasul de alabastru, când ne vom juca cu viața noastră, ne vom juca cu ceea ce este în interiorul nostru, ascultați-mă ce vă spun. Mai devreme sau mai târziu, credeți-mă, mai devreme sau mai târziu, lumea va vedea cine suntem. Dumnezeu ne va da pe față. Oameni buni, ne putem ascunde de ochiul, credem că ne putem ascunde de ochiul lui Dumnezeu o vreme, o perioadă, dar până la urmă, Dumnezeu ne dă pe față. Vreau să înțelegeți un principiu. Ați observat că sunt în jurul nostru oameni care au făcut gafe mari, oameni care au fost prinși în păcate grave, oameni care au fost dați afară din biserici și așa mai departe, oameni buni. Oamenii ăștia n-au căzut dintr-o dată. Oamenii ăștia n-au ajuns în păcatul respectiv dintr-o dată. Și totul e în drum. Într-o zi, țin minte că cu vreo 15 ani aproximativ în urmă, era o fată care venea și umbla la biserică. Problema era că se juca cu pocăința, se tot întâlnea cu un băiat pe descuns. Știți de câte ori în particular i-am spus, te va costa mult asta, frate Bogdan, dar eu
dacă am hotărât ceva în inima mea, spunea, așa va fi. A spus, ascultă-mă ce spun, te va costa mult asta. Știți ce s-a întâmplat? Câteva luni de mai târziu am primit telefonul acela cu lacrimi pe care știam că o să-l primesc. Mă așteptam să-l primesc. Știam că așa se va întâmpla. O zis, frate Bogdan, pentru mine se mai poate face ceva. Pentru că oameni buni, noi ne jucăm cu vasul, ne jucăm cu mir. Dumnezeu ne cere să fie curat, să fie scump. Noi mai punem câteodată apă în el, îl lungim, lasă că merge și așa, merge și așa. Ascultați-mă ce vă spun, e așa de important ce e în interiorul nostru. Vreau să vă spun un principiu despre caracter pe care l-am învățat singur. Caracterul meu, ceea ce este înăuntru, ceea ce modela Dumnezeu în mine, mai devreme sau mai târziu, ori mă va înălța și voi fi o binecuvântare, ori mă va prăbuși și toată lumea va vedea de fapt cine sunt cu adevărat. Scumpii mei, caracterul meu ori mă înalță, ori mă coboară, în funcție de ce aleg să fac. Aș vrea să vă citesc un verset, pentru că vreau să vă pun față în față cu adevăr. Frații mei, vă spun, m-am rugat. Și Dumnezeu mi-a spus să vă spun câteva lucruri extraordinar de grave. Nu știu de ce vi le spun astea și nu știu cine trebuie să audă lucrurile astea. Dar vă spun sincer, am gândit, mi-am notat lucrurile acestea. Mi le-am notat pe laptop și când am deschis laptopul, la 9:30, toate lucrurile erau șterse. N-am avut pace până nu mi-am pus iar în cap gândurile în ordine să vă spun lucrurile acestea. Uitați-vă ce spune versetul 34. Adevărat, adevărat vă spun, nu l-am citit, dar vreau să învățăm ceva de aici. Le-a răspuns Iisus că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Vreau să vă vorbesc despre patru robii mari pe care eu le-am văzut în generația noastră. Patru robii imens de mari. Patru robii pe care diavolul le-a adus în generația noastră. Și aș vrea să le învățăm și să discutăm un pic despre ele. Scumpii mei, prima robie despre care vreau să vorbesc e complexul de inferioritate. Așa de mulți oameni nemulțumiți în generația noastră. Vă spun sincer, oameni nemulțumiți. Nu ne mai place cum ne-a lăsat Dumnezeu. Nu ne mai place înălțimea. Nu ne mai place greutatea. Să nu mă înțelegeți greșit astăzi. Eu nu promovez astăzi o viață fără disciplină. Eu nu promovez asta că ne trezim în seara, eu sunt copil de Dumnezeu, putem arăta oricum, dar mâncăm la 12 noapte, la 2 noapte mă trezesc și mănânc nu știu câtă grătare de porc. Nu asta vă spun. Dar ascultați-mă, noi suntem creați diferit, unul mai înalt, unul mai slab, unul mai micuț din înălțime. Fiecare cu trupul lui, unul are metabolism. Mă uit și eu la câte unul. Am un frate care lucrează cu mine, are aproape 50 de ani și are 70 de kilograme. Zici că e transpin în el. N-am avut 70 de kilograme nici când eram 20, aveam 20 de ani. Înțelegeți? Deci nu toți suntem la fel. Dar știți ce mă doare? Că în generația noastră am ajuns niște oameni nemulțumiți și diavolul profită de noi. Frații mei, ascultați-mă, am ajuns să văd pe internet surori care fac reclamă la tot felul de tratamente de astea de slăbit și pentru unii funcționează, dar pentru unii nu-i nimic altceva decât face să-și piardă mințile. Am fost să consiliez o familie. Oameni buni, am stat de vorbă cu soțul, am stat de vorbă cu soția, știți care era problema? Sora asta, fără să întrebe pe nimeni, fără să se consulte cu nimeni, s-a dus, s-a apucat să facă ea niște tratamente, o lună de zile, a stat în spital, putea să moară. Spunea soțului, frate Bogdan, m-ar fi lăsat singur acasă, cu copii, cu tot și murea. De ce? Pentru că complexul ăla de inferioritate a făcut-o să caute toate soluțiile, să arate ca nu știu cine. Să arate nu știu cum. Frații mei, ascultați-mă ce vă spun. Oameni în generația noastră nemulțumiți, disperați,
Am stat și m-am gândit și am zis, Doamne, dar cine ne-a dat standardele? Frate Bogdan, nu e așa că urechile îmi stau, nu știu cum, că dacă așa îți stau, lasă-le așa, că așa ți le-a lăsat Dumnezeu. Nu fi complexat de lucrul ăsta. Frații și surorile mele, poate unii dintre dumneavoastră o să ziceți, frate Bogdan, dar ce le spui tu astăzi de complexul de inferioritate? Știți de ce vă spun? Pentru că cunosc o grămadă de surori și de frați de 40, de 50, de 60 de ani care vin și spun, frate Bogdan, nu le mai acceptăm. Nu ne mai place de noi, nu mai știm ce să facem, nu mai vrem să ne vedem în oglindă. E un chin să ne ridicăm din pat și să mergem la baie să ne spălăm pe dinți. Am zis, soră, frate, ascultă-mă ce spun, asta e demonic. David spunea în felul următor, îți mulțumesc Dumnezeule că sunt o făptură așa de minunată. Vă mai spun o tragedie. Știți ce am mai văzut la noi, între frații noștri? Nu la toți, dar la unii. Uitați-vă că au început pocăiții. E o modă, acum, e o alergare nebună, permiteți-mi termenul acesta, după moda lumii. Să arătăm ca nu știu cine, să ne îmbrăcăm ca nu știu cine. Oameni buni, vă spun ca unul care folosesc rețelele de socializare pentru evangelizare. Frații mei, vă zic, nu mai pot să mă uit la nimeni. Nu mă interesează fusta lui nimeni, nu mă interesează pantalonul lui nimeni. Dacă Dumnezeu ți-a dat harul să poți să-ți cumperi pantalon de 100 de euro, lasă-i acolo, nu trebuie să ni-l arăți nouă pe social media, că poate cel din stânga și din dreapta ta nu-și permite și merge acasă și plânge și spune, Doamne, nu ești drept. Dacă îți permiți nu știu ce cămașă, dacă îți permiți nu știu ce mașină, dacă îți permiți nu știu ce haine, nu știu ce ceas, nu știu ce, nu le mai arăta, că nu interesează pe nimeni, frații mei. Eu nu vorbesc astăzi aici de oamenii care sunt din lume, eu vorbesc de pocăiții noștri, eu vorbesc de cei care postează și care vin cu tot felul de imagini, nu mă interesează ce haine porți. Aș vrea să înțelegem că toate postările acestea n-au făcut nimic altceva decât să facă rău. Au îngropat o generație tânără și ascultați-mă ce vă spun, în momentele astea afectează și generația de vârsta a doua. Generația de vârsta a doua. A zis, Doamne, dar nu-mi vine să cred. Nu-mi vine să cred. Frații mei, cred că 10 ani de zile în urmă, aproximativ, nu mai știu exact, un om dintr-o țară străină, nu eram mutat încă în Oltenia, un om dintr-o țară străină mi-a zis, Bogdan, vreau să mă duc și pe mine în Oltenia la ceva familie, l-am dus. După care m-a sunat și mi-a spus să duc niște bani la o familie și am spus, măi, nu pot să duc bani la familia respectivă, că familia respectivă nu are o educație financiară, nu știe. Spune-mi, te rog, ce vrei să cumpăr, spune-mi, te rog, și eu mă duc și cumpăr și fără niciun fel de problemă. Și au zis, nu, frate Bogdan, vreau să duci banii ăștia și era o sumă mare de bani. M-am dus și am dus suma aia mare de bani. Și m-am dus după câteva săptămâni din nou pe la ei. Știți ce-au cumpărat de bani? Haine scumpe. Haine scumpe. Haine scumpe. Și am zis, Doamne, dar oare să fie o problemă în generația noastră? Da, o problemă. Dați-mi voie să vă mai spun o problemă în generația noastră, frații mei. Știți care e problema? Am strigat și o să strig cât pot despre astea patru mari probleme ale generației noastre. Social media. Dependența de televizor, de calculator, de telefon. Ascultați-mă, eu nu spun astăzi că e problema că te uiți la o predică. Nu, slăvit să fie Domnul. Dacă folosești aparatul pentru predică, mărit să fie Domnul. Dar ascultați-mă. M-am dus într-o zi, cu ani de zile în urmă, m-am dus în misiune și țin minte că ne-am cazat la fratele păstor. Am fost eu, încă vreo doi fați care cântau și un frate proroc. Și m-am dus, am stat la masă și fratele proroc mă duc până în cameră. S-a dus în cameră și nu mai ieșea, dormea cu mine în cameră. Și după vreo jumătate de ori am zis, bă, mă duc după el, că nu-i normal să stea acolo, nu? Și n-am bătut la ușă, că nu știu de ce. N-am bătut la ușă, am intrat. Știți ce făcea? Să juca un joc cu ferme.
M-am dus la el și am zis, băi, omule, tu ești prorocul lui Dumnezeu. Mâine vom sta înaintea, mâine dimineață vom sta înaintea Sfințeniei lui Dumnezeu. Va trebui firul de legătură să fie, mă. Tu stai și te joci pe jocuri, mă. La anii tăi, mă, la aproape 40 de ani, stai și te joci pe jocuri. Oameni buni, astăzi călătoream cu cineva, astăzi călătoream cu cineva și îmi spunea, frate Bogdan, îmi spunea în felul următor, eu am fost unul dintre oameni până nu a venit păstorul la mine acasă și mi-a spus că n-am ce să fac, stăteam toată ziua de dimineață până seara, stăteam pe PlayStation și după aceea mă duceam în biserică și cântam și vreau să fie har și să fie bine. Oameni buni, ori crea dependențe puternice și pentru vârsta a doua. Nu v-aș fi spus lucrurile acestea dacă n-aș fi primit telefoane sau mesaje de la oameni de vârsta a doua care mi-ar fi spus, frate Bogdan, nu mai știu ce să fac să mă scap de ele. Și ultimul lucru, și cel mai grav lucru în generația noastră, frații mei, știți care sunt? Păcatele sexuale. Știți ce am înțeles? Vă rog, gândiți-vă la ceea ce vă spun. În anul 101-102, perioada aia când au fost prigonirile acelea mari, aduceți-vă aminte că istoria vorbește despre oameni care au persecutat creștini. Frații mei, oameni care au fost dați în arenele romane, la lei, mame care li s-au luat copii din brațe și li s-au dus copii acolo și au mâncat lei, tați care au fost prinși, au fost puși stâlpi, le-a dat Nero foc și-a luminat Nero cu creștinii, toată Roma, oameni buni, oamenii ăștia au fost prigoniți, oamenii ăștia au fost chinuiți. Și ascultați-mă, știți ce a fost ciudat? Cu cât erau mai chinuiți, cu cât erau mai prigoniți, cu cât erau mai apăsați de cel rău, oamenii ăștia se pocăiau și trăiau cu Dumnezeu autentic. Știți ce o înțeles diavolul în generația noastră? O înțeles diavolul că nu merge cu prigoana, frații mei. Că atunci când stăm cu un pat de spital ne gândim la Dumnezeu. Atunci când vine o boală deja începem cu pocăința. Atunci când avem probleme începem cu pocăința. Nu merge cu prigoana la noi. Știți ce o zis diavolul? Le dau libertate. Și dacă îi fac praf la nivelul minții, fie bărbați, fie femei, am câștigat războiul cu ei. Și atâția oameni care au probleme la nivelul minții și cred că asta e situația. Nu, oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. În numele lui Iisus Hristos există vindecare de orice gând străin. La orice vârstă. Și vă spun, m-am gândit mult timp. Am zis, băi, dar numai tinerii au treabă. Nu am de la o vârstă. M-am gândit eu așa. N-am ajuns la vârstă. Dar am zis, bă, generația tânără are probleme. Generația tânără nu are problemele astea. Bă, generația bătrână n-are cum. Știți până când? Până am întâlnit oameni trecuți de 60 de ani mărturisind probleme la nivelul minții. Într-o zi, la un moment dat, a venit la biserică o mamă, un tată cu un copil de 40 de ani și a zis, fraților, nu faceți o rugăciune pentru el. În biroul pastoral mi-am dat seama că omul ăsta nu vrea să se pocăiască, n-are niciun chef, n-are să se întoarcă la Dumnezeu. Și am zis, nu, dacă n-are chef, aveam și treabă, mă duc acasă. Și am zis, când mă duc acasă, mă duc să-i salut pe frații ăștia, mă duc să stau de vorbă cu părinții, să le spun, nu, pacea Domnului și că eu trebuie să plec. Și mă pun să stau 2 minute de vorbă cu ei și îmi spune Duhul Sfânt, ia-l pe fratele și întreabă-l cum stă cu biruința la nivelul minții. Și am zis în mintea mea, Doamne, cum să-l întreb, că mi-e rușine, că are o vârstă, poate să fie tata meu. Și din nou Duhul Sfânt m-a început să apese mine și a zis, ia-l și întreabă-l cum stă cu biruința. Și l-am rugat și am zis, frate, nu mergem 2 secunde într-o cameră alăturată aici la biserică, vreau să vă întreb ceva. Ne-am pus jos, frații mei, față în față, m-am uitat în ochii lui și am zis, frate, te rog frumos, uite, spune, am un gând, nu scap de el, te rog frumos, hai. Să mă pot liniști, să mă duc acasă. Am un gând care persistă, știu că e de la Domnul. Spune-mi, te rog, cum stai cu biruința păcatelor sexuale la nivelul minții? Și fratele a zis, frate, vreau să o chem și pe soția mea. Și am zis, cheamă dacă vrei. Și o să uite, e soția aici, aia mărturisit și frate, nu mai știu ce să fac. Nu mai am biruință. Lupt de atâta timp. Ne-am rugat, o mărturisit păcatul și ne-am rugat acolo ca Dumnezeu să-i dea o minte sănătoasă. Frații mei, oricare dintre dumneavoastră sunteți chinuiți de orice fel de gând,
sunteți chinuit de orice fel de murdărie de genul acesta, ascultați-mă ce vă spun, există biruință în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Există biruință, slăvit să fie numele Domnului. Vorbesc în seara asta de un Dumnezeu al biruinței, un Dumnezeu care o să vorbim la sfârșit, care te iartă, care te restaurează, care vrea să-ți dea o viață nouă. Omule bun, nu-i normal să stai la nivelul minții cu gândurile acelea și să nu poți scăpa de ele. Nu-i vorba de un atac, nu-i vorba că îți vine un gând și apoi lupți și pleacă. Nu, e vorba de gândul ăla care-i timp îndelungat în mintea ta și nu pleacă de acolo. Și nu numai că nu pleacă, câteodată te îndeamnă să cazi în anumite greșeli, să cazi în anumite păcate. Ascultați-mă seara asta, frate și surori, există biruință în numele lui Iisus Hristos. Ne lovește diavolul din toate părțile, oriunde ne uităm, e numai pornografie, oriunde mergem, pe stradă pornografie, când mergem la cumpărături pornografie, pe calendare numai mizerie arată, pe mașinile, pe reclame, totul e mizerie, știu, dar vreau să vă spun ceva mai mult de atâta. Într-o lume murdară în care diavolul vrea să pervertească oamenii la nivelul minții, există biruință în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Nu lăsați pe diavol să câștige bătălia. Nu vreau ca și oamenii din ziua de astăzi să piardă bătălia la nivelul minții. Există biruință, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu te pune față în față cu păcatul. Eu zis femei, unde sunt părâșii tăi? Și ultimul lucru, ca să putem încheia, frații mei, cel mai frumos verset, ultimul verset, și cu ăsta vreau să închei. Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Dați-mi voie să spun pentru asta, slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul pentru un Dumnezeu care iartă, frații mei. Slăvit să fie Domnul pentru un Dumnezeu care iartă. Într-o lume în care oamenii nu se mai iartă, într-o lume în care oamenii port pică pe tine, scumpii mei, am fost astăzi la ședință la fata mea. Nu mi-a venit să cred ce atitudine au putut avea părinții ei între ei. Să nu se ierte! Într-o lume în care oamenii țin ură ani de zile, într-o lume în care oamenii se răzbună unii pe alții, într-o lume în care oamenii te așteaptă la colț să plătești factura de acum 50 de ani, că nu știu ce ai făcut tu. În seara asta aș vrea să vă spun cuvintele lui Dumnezeu care spune așa, nici eu nu te osândesc, Dumnezeu iartă, slăvit să fie Domnul. Aleluia. Dar aș vrea să vă arăt cum iartă păcatele Dumnezeu, că nu iartă oricum, frații mei. Matei capitolul 18, avem aici un pasaj în care Biblia vorbește despre cum iartă Dumnezeu. Și acolo vorbește despre un fariseu, vorbește despre un om care se duce împreună, da, un vameș și un fariseu care se duc împreună în casa lui Dumnezeu ca să-și ceară iertare. Și acum, scumpii mei, stați-vă aici în Luca, capitolul 18, versetul 13, aș vrea să vedeți atitudinea omului care vine înaintea lui Dumnezeu să-și ceară iertare. Vameșul stătea departe și nu întrezgea nici ochii să-și ridice din ce spre cer și se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Ații mei, prima atitudine cu care trebuie să venim atunci când mergem la mărturisire sau când e ceva mai ușor și ne mărturisim înaintea Domnului, trebuie să fie o atitudine de rușine. Ascultați-mă, trebuie să se vadă asta. Scumpii mei, am stat la consiliere, la mărturisire cu oameni care îmi povesteau cu zâmbetul pe buze, corbătut pe cineva sau cor căzut în anumite păcate. M-am uitat în ochii lor și le-am spus, oameni buni, astfel de mărturisire Dumnezeu nu o primește. Trebuie să fie căință, trebuie să fie pocăință, trebuie să fie regret, oameni buni. Un om care privește păcatul cu zâmbetul pe buze, un om care se uită la păcat cu zâmbetul pe buze, e un om care nu conștientizează păcatul. Trebuie să înțelegem în seara asta, oameni buni, că pentru fiecare păcat, pentru fiecare greșeală, Hristos a murit pentru noi. Ca păcatul nostru să fie iertat, să o vărsa sânge. E un lucru grav, păcatul.
E un lucru extrem de grav păcatul. Când vii înaintea lui Dumnezeu să te ierte păcatul, trebuie să ai o atitudine de reverență, o atitudine de rușine, de zmerenie. Trebuie să te arunci în pulberea, la pulberea pământului, să te pleci acolo și să spui, ai milă de mine, Dumnezeule! Nu poți veni oricum. Nu poți veni oricum. Se bătea cu pumnul în piept. Părerea de rău se simțea acolo. Oameni buni, vă mai spun ceva despre păcat pe care aș vrea să-l învățăm în seara asta. Una dintre greșelile pe care le facem noi, știți ce facem? Venim și spunem, frate Bogdan, da, am greșit pentru că m-a ispitit nu știu cine, m-a provocat nu știu cine, da, m-a mâniat că uite cineva mi-a făcut aia. Frații mei, uitați-vă vă rog frumos la David în Psalmul 51. Păcătuiește atât de grosolan cu Batșeba, vă întreb, zice în Psalmul 32 sau Psalmul 51 vreodată David, Doamne, dar cine a pus-o pe Batșeba să se îmbăieze ziua la amiaza mare, să o văd eu, nu oameni buni. Știți ce spune David, aș vrea să vă citesc ca să vedeți versetul 4 din Psalmul 51. Vine David înaintea lui Dumnezeu și zice, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Ascultați-mă! Și am făcut ce este rău înaintea ta. Versetul 3 zice, îmi cunosc bine făta. Să-ți eu vinovat, Doamne. Așa trebuie să mergem înaintea Domnului. Doamne, nu mă interesează de ispite. Ispitele oricum vin. Doamne, nu mai vreau să dau vina pe nimeni, pentru că oricum suntem atacați din toate părțile. Doamne, eu sunt de vină. Și ascultați-mă! Când venim cu atitudinea asta, o să gustăm cea mai frumoasă pace pe care o poate da Dumnezeu. O să gustăm eliberarea pe care o poate da Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. O să gustăm iertarea adevărată, frații mei. În seara asta vă motivez să mergeți înaintea lui Dumnezeu cu părere de rău. Frații mei, să plângem păcatul, să mergem înaintea lui Dumnezeu și să mergem la mărturisire cu lacrimi în ochi, urând ce am făcut și spunându-i lui Dumnezeu să ne ierte. Povestesc cu frații câteodată și zic, fraților, cum era la mărturisire pe vremea voastră, păstori de 80 de ani, 80 și ceva de ani. Și îmi dau seama că oamenii vin la mărturisire astăzi atât de diferit. Pentru că li se pare așa de puțin că ori greșit. Li se pare așa de puțin că ori necăjit pe Dumnezeu. Oameni buni, fie care păcat al nostru, ca să fie iertat într-o zi. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să moară pe cruce. A pus sânge la mijloc. A fost moartea Fiului Său, cel mai iubit. A dat Dumnezeu tot ce a avut mai bun, frații mei. Va trebui să mergem cu părere de rău înaintea lui Dumnezeu. Recunoașteți păcatul. Du-te, spune, asta am făcut. Căiește-te. Și în momentul în care vii așa, vă citesc unul dintre cele mai frumoase versete din Scriptură. 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9. Și ascultați-mă aici. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice fără de lege nelegiuire. Slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie numele Lui. Frații mei, Dumnezeu iartă, dar atitudinea noastră trebuie să fie atitudinea vameșului. Și apoi există ultima parte. Știți ce spune Biblia? Du-te, nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Te iartă Dumnezeu ca să te schimbi. Te iartă Dumnezeu ca să te transforme. Te iartă Dumnezeu ca să schimbi viața. Oameni buni, ca să putem trăi o viață de biruință, păi atât de simplu. Poporul nostru, generația noastră, de fapt, e o generație care le plac lucrurile complicate. Știți cum mă simt câteodată? Mă simt câteodată exact ca pe vremea lui Naaman. S-a dus Naaman în fața ușii lui Elisei și a zis Elisei de 7 ori în Iordan. Ce era așa greu? Îi zice și sloga lui Naaman, ce e așa greu? Domnul meu, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, porocul, nu l-ai fi făcut. Ba da, l-ai fi făcut. Că nouă ne plac lucrurile complicate. Frate Bogdan, dar cum să avem biruința?
și începem să complicăm lucrurile, începem să adăugăm, să băgăm. Nu vede, uitați-vă în alte contexte. Ca oamenii cred că vor fi iertați dacă fac anumite lucruri și alții umblă zeci de kilometri în genunchi, alții merg sute de kilometri să pupe nu știu ce să pupe, alții merg și se duc și fac. Exact așa e și la noi, frații mei. Ne plac lucrurile complicate. Frate, dar ce să mai fac? Dar cât să mai fac? Știți cât e de simplu? Ascultați-mă! Cuvânt, rugăciune și post. Și Biblia ne garantează biruința. Slăviți să fie Domnul! Cuvânt, rugăciune și post. Și Biblia ne garantează biruință. Știți ce trebuie să mai vedem noi, frații mei? Vreau să vă gândiți un pic la ispită, că e ceva important la ispită. Biblia ne învață că ispita poate fi biruită în două feluri. În două feluri vreau să biruim ispita. Există un verset care spune că nu va ajunge nicio ispită care să fie potrivită, care să nu fie potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu care este credincios, știți versetul, și pregăti mijlocul să ieșiți din ea după ce răbdați ispita. Există ispite pe care le puteți răbda, dar există o ispită despre care Biblia ne poruncește să fugim. Și asta este ispita sexualității. Avem versete, da, în Corinteni care spune fugiți de curvie. Îi spune Pavel la Timotei, fugi de poftele tinereți. Vă rog, aduceți-vă aminte de Iosif din Vechiul Testament, copilul lui Iacov. La un moment dat, soția lui Potifar spune Biblia că se duce la el și îl provoacă, și îl provoacă, și îl provoacă. Știți ce a făcut Iosif? O lăsa haina acolo și a făcut un lucru. O fugit. Pentru că singura ispită cu care Dumnezeu nu ne îndeamnă să luptăm sunt poftele sexuale. Acolo trebuie să fugi. Restul le putem birui. Le putem birui, slăviți și binecuvântat să fie Domnul. Dar cum ajungem să ne rugăm pentru ele? Frații mei, există un verset care vorbește despre Pavel, m-am gândit de multe ori, m-am gândit foarte mult și vorbește Domnul Iisus Hristos, îl și găsesc, acum mă gândesc la el, 2 Corinteni, vorbește despre Pavel și spune felul următor, 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Se roagă de trei ori Pavel să ia Dumnezeu țăpușul. Și el zice așa, Hristos sau Domnul mi-a zis, el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută de săvârșită. Și ascultați acum, deci mă voi lăuda mult mai bucuros, zice Pavel, cu slăbiciunile mele. Dar Pavel, tu-ți cunoști slăbiciunile? Zice Pavel, da. Și voi trebuie să vi le cunoașteți. Frații mei, dacă ne vom cunoaște slăbiciunile, ne vom putea ruga pentru ele, vom putea posti pentru ele, vom putea cere Domnului în rugăciune protecție ca să ne poată ajuta să putem face voia Domnului când suntem ispitiți exact în locul unde suntem slabi. Știți ce vreau să spun în seara asta? Ispita va veni tot în locul unde e slab. Diavolul te va ispiti tot în locul în care e slab. Diavolul va pune să fii ispitit de către duhurile demonice acolo unde e slab. Trebuie să-ți cunoști slăbiciunile. Nu suntem la fel. Nu avem slăbiciuni la fel. Nu toți au slăbiciune față de nu știu, de băutură. Nu toți au slăbiciune față de țigări. Nu toți au slăbiciune față, nu știu, de filme. De ce vreți dumneavoastră? De jocuri. De ce vreți dumneavoastră în seara asta? Nu suntem la fel. Noi ca și oameni suntem predispuși anumitor păcate și acolo ne atacă diavolul. Uită-te! Uită-te unde ești slab! Și ca să poți birui. Păi eu vă întreb, un om care are probleme cu jocurile de noroc, e normal să se plimbe toată ziua prin fața unui casino? Nu, oameni buni! Nu, oameni buni! Nu! Nu! Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Frații mei, închei spunându-vă că de fiecare dată când ajungi să fii ispitit, există câteodată câte o milisecundă, poate câte o secundă, la alții poate câte un minut, când Dumnezeu îți dă răgaz ca să poți să biruiești ispita. Pentru secunda aia, pentru minutul ăla sau pentru secundele, nu știu câte îți, înainte ca tu să înfăptuiești greșeala sau păcatul, Dumnezeu îți dă atunci puterea să alegi să cazi sau să biruiești. Pentru momentul ăla va trebui să fii pregătit. Cu post, cu rugăciune și cu cuvânt. Frații mei,
Închei spunându-vă o mărturie pe care am voie să vă zic. Am cunoscut cu ani de zile în urmă o fată care a venit din lume și 8 ani de zile a fost prostituată de lux. 8 ani de zile a fost dusă de oameni care se ocupau cu așa ceva. La un moment dat a fost băgată și în prăjitorie pentru că ca să facă mai mulți bani, se obișnuise cu bani mulți, îi trebuia bani mulți. O zis ca să fie una dintre cele mai vândute fete și clienții să mă aleagă pe mine. S-a dus undeva în America de Sud și s-a întâlnit acolo cu vrăjitori, i-a plătit, le-a dus sume mari de bani, a făcut pacturi cu diavolul și a vândut sufletul ca să fie una dintre cele mai vândute. Oameni buni, într-o zi am cunoscut persoana asta. Am cunoscut persoana asta undeva la o întâlnire de post și de rugăciune. Ne-am rugat cu frații și Dumnezeu a făcut din ea o persoană nouă. În urma mărturisirii, în urma căinței adevărate, persoana asta a fost eliberată și vindecată de Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun ceva. Îmi mărturisea și îmi spunea în felul următor, frate Bogdan, toată viața mea am fost ispitit acolo unde am fost slab. E normal. Dar în timp ce povestea cu mine spune așa, aș vrea să-ți mărturisesc ceva. Pentru că am citit, pentru că m-am rugat, pentru că am stat cu Dumnezeu în părtășie, spunea ea, Dumnezeu este credincios și mi-a dat viață de biruință. O zis, am fost o femeie, la fel ca femeia din Ioan, capitolul 8. Am fost dusă și am făcut păcatele femeii din capitolul 8. Și o zis, frate Bogdan, aș vrea să înțelegi ceva în seara asta. Dumnezeu m-a iertat, m-a spălat și mi-a dat o viață nouă. Frații mei, vreau să știți ceva în seara asta. Nu știu pentru cine predicat în seara asta. Nu știu cine e căzut în seara asta. Nu știu cine se simte atât de apăsat și atât de la fund. Dar aș vrea să știi ceva. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu te osândește. Știu. Oamenii, dacă ar afla ce ai făcut, sunt convins că te-ar osândi. Oamenii, dacă ar afla ce ai făcut, sunt convins că ar duce păcatul tău mai departe. Dar vreau să spun ceva. Hristos nu te osândește. Dar vreau să mai înțelegi ceva, că Hristos te pune față în față cu adevărul, nu te lasă așa. N-ai voie să rămâi așa, n-ai voie să rămâi în păcatul respectiv, n-ai voie să rămâi în mișelia respectivă, n-ai voie. Trebuie să înțelegi că adevărul lui Dumnezeu este crud, este dur câteodată, dar adevărul lui Dumnezeu te va face slobod, adevărul lui Dumnezeu te va ajuta să mergi înainte. Vreau să înțelegi că orice ai făcut în seara asta, orice ai făcut, sângele lui Iisus Hristos spală și iartă, slăvit să fie Domnul. Frații mei, mă bucur în seara asta că avem un Hristos care încă iartă. Mă bucur în seara asta că avem parte de harul care încă iartă, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Vreau în seara asta să te încurajez că dacă spui viața în rânduială, dacă te duci, dacă îți rezolvi viața de păcat, dacă nu mai păcătuiești, așa cum spune cuvântul, din toată inima mea cred că Dumnezeu face din tine un vas de cinste. Mă rog în seara asta ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și pe oricine este căzut în seara asta, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să-l ridice. Și mă rog în generația asta care tot mai mulți oameni ca, tot mai mulți oameni ca, Dumnezeu să ridice o generație puternică. O generație care să-L iubească, să-L slujească și să trăiască cu Dumnezeu în curăție. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Frate Bogdan, ați amintit tare elegant că despre eliberare. Arată Scriptura că cel mai cutremurător loc al Scripturii, unde Domnul a eliberat o persoană de 6.000 de draci, era în Gadara. Dragilor, când Dumnezeu face o eliberare, o face instantaneu. Când face o vindecare, o singură dată l-am văzut pe Domnul Scriptură că a făcut-o de două ori. A zis, ce vezi, niște oameni cât niște copaci, du-te mai spalte o dată, că nu vezi bine. Dar în ce privește exorcizarea, eliberarea, Domnul o face dintr-o dată. Când se duce la ucenici un tată cu copilul lui, n-au putut și au venit la Iisus. Și Iisus îl întreabă pe tată, de cât timp îi vine așa? Desigur că Domnul a rezolvat problema. Orice problemă pe unde au trecut picioarele lui Hristos, a rămas viață. N-a rămas bârfă, n-a rămas, la ce să dăm bale misiunea hrană zilnică, are el destui.
Vai, săracul de el. Suntem interesați de lucruri care nu zidesc pe nimeni. Analizați-vă fiecare și vedeți în dreptul vostru. Când Domnul eliberează, te eliberează. Și mai spunea fratele Bogdan de iertare. Proverbe 28 cu 13 arată foarte clar. Cine își mărturisește păcatul și se lasă de el capătă îndurare. De lăsat te lași în clipa când l-ai mărturisit. David în 32 psalmul spune, câtă vreme am trecut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se uscă pământul de seceta vede. Atunci am zis, voi mărturisi Domnului păcatele fără de lege și toate ta vina păcatului meu. Domnul iartă. Când e vorba de eliberare și de iertare, Domnul face instantaneu și deodată. Domnului nu-i trebuie târguială. În ce privește, când spunea fratele Bogdan de mersul la templu cei doi, Domnul Iisus spune mai în față, în citat așa, și-a mai spus pilda aceasta despre unii care se încredeau în ei însuși că sunt neprihăniți și disprețuau pe ceilalți. Doi oameni se iau la templu, fariseul se ruga în sine astfel, sta în picioare. Și nu făcea rău, se postea, se ruga. Dar știți unde a fost greșeala lui fatală? S-a comparat cu nenorocitul care își cerea iertare Domnului, cu vameșul. Și aici a spus Domnul, mai degrabă am mers acasă neprihănit, vameșul. Când știu să mă plec înaintea Domnului, n-am numai de câștigat. Eu am un obicei, frate Bogdan, oriunde mă duc, Doamne, Tu mă și ferești și mă și păzești de păcat. Alții râd de mine, dar nu râd de mine că râd de ei. N-am eu treabă cu cine râde de mine. Vedeți, dumneavoastră, am amintit fratele Bogdan de femeia prinsă în preacurvie. Ați sesizat în conversația adusă de Hristos scumpilor în Scriptură ce elegant vorbește cu femeia? Ne zice, hei curvo, femeie spune. V-am zis de paralela din Scriptură unde s-a salvat vieți prin Rahav? Calculați! Câți nu o fi zis, bă, Dumnezeu ăsta sfânt din cer, n-are case mai consolidate, numai tocmai casa lui Rahav, la tine să fie salvarea, izbăvirea, la tine o târfă, o curvă, o stricată. Biblia arată că toți câți au fost în casă i-au scăpat cu viață. Așa e scris, frate Bogdan, așa credem. Seara aceasta Dumnezeu vrea să spună că salvarea e lângă tine, s-o accepți. Hristos, Apocalipsa 3 cu 20, stă și bate la ușa inimii tale. Îl accepți? Sau vine Satan și spune, bă, dar nu știi ce ai făcut? Ați auzit eu, fratele Bogdan, de acea tânără care s-a vândut? Ați auzit de unde scoate Dumnezeu? Seara aceasta Dumnezeu îți poate reda nevinovăția prin iertare, prin eliberare, prin readucere la viață și a simți gustul vieții. Am lăsat pe verișoara mea bolnavă la Viena și o întrebam, cum ești? Zice Florin, am pace. Bă, oameni buni, ai pace? Pe patul morții ai pace? Am întâlnit un frate bătrân mulți ani în urmă, spunea, frate Florin, dacă în tinerețe am o păcătuit cineva, îl mai iartă Domnul. Am simțit că era vorba de el. Păi zic, asta e o lucrare de credință, să crezi că Domnul te-a iertat. Că la urmă urmei, dacă stăm să analizăm bine, când zaci în tine cum o zăcut David, Dumnezeu a văzut felul cum o zăcut el în el și n-avea curajul ca împărat să meargă nicăieri, chiar împărat. Dar Dumnezeu în înțelepciunea lui, că el e tot știutor, îl trimite imediat pe Natan, în 2 Samuel 12. Du-te la David și merge Natan insuflat de Duhul Domnului cu o poveste că la un om bogat de pe drum a venit un trecător și nu s-o îndroase și îi spune povestea. Și să vedeți David, tu e a patru mei, patru să dai înapoi să moară. Mai că tu ești la David. O, Doamne, dar de mine e vorba. Iată-mă, Doamne. Când e vorba de altul, așa e că cei mai mulți aveți obiceiul să dați în cap. Chiar și păstori. Frate Bogdan, iartă-mă, nu-i vorba de dumneata. Chiar și păstori. Dau un cap, legal. Știți ce scrie acolo într-un loc? Cea care are să moară zahărea să moară, cea care are să piară să piară, cel care mergem să se mânce unele pe altele. Oare asta vrea Dumnezeu? Ești chemat și sunt chemat să salvăm. O faci? Ai făcut-o? În clipa morții,
nu te va condamna oare vreo situație de genul că ai putut salva și ai tăcut? Și ai tăcut indiferent ca preotul și levitul? Pe drumul spre Ierihon? Să ne întrebăm. Scumpilor, trei puncte, frate Bogdan, după care trebuie să ne motivezi la rugăciunea de cauze. Soara Maria Grindei, o pe soara Dorina și o fratele Nelu Tomșa. După care fratele pastor ne va motiva la rugăciunea de cauze. Nu uitați, cu aceasta închei. Salvarea e lângă tine. Unde a fost izbăvirea când și-a pus copilul de o parte să nu-l vadă că va muri? De ce plângi, Agar? Ia izvorul lângă tine. Izbăvirea lângă tine. Folosește-o. Ascultăm pe sora Maria Linde. Un medic ești, Iisuse, un medic minunat. Mărturisește-ți rana și vei fi vindecat. Nu-i nimeni să lege o rană, cum, Doamne, Tu ai legat. Nu-i nimeni, nu-i nimeni, nu-i nimeni să ierte cum, Doamne, Tu ai iertat. Nu-i nimeni să lege o rană, cum, Doamne, Tu ai legat. Nu-i nimeni, nu-i nimeni, nu-i nimeni să ierte cum, Doamne, Tu ai iertat. Femeia păcătoasă și orbul Bartimeu, mărturisesc, Iisuse, mila și harul Tău. Nu-i nimeni să lege o rană, cum, Doamne, Tu ai legat. Nu-i nimeni, nu-i nimeni, nu-i nimeni să ierte cum, Doamne, Tu ai iertat. Nu-i nimeni să lege o rană, cum, Doamne, Tu ai legat. Nu-i nimeni, nu-i nimeni, nu-i nimeni să ierte cum, Doamne, Tu ai iertat. Păcătoșii lumii pe care ai vindecat, mărturisesc minunea prin care ai trecut. Nu-i nimeni să lege o rană, cum, Doamne, Tu ai legat. Nu-i nimeni, nu-i nimeni, nu-i nimeni să ierte cum, Doamne, Tu ai iertat. Nu-i nimeni să lege o rană, cum, Doamne, Tu ai legat. Nu-i nimeni, nu-i nimeni, nu-i nimeni să ierte cum, Doamne, Tu ai iertat. Și mulți bolnavi, Iisuse, să-i vindeci te-au rugat. În mila Ta cea mare pe toți ai vindecat. Nu-i nimeni să lege o rană, cum, Doamne, Tu ai legat. Nu-i nimeni,
nu-i nimeni, nu-i nimeni să ierte cum, Doamne, Tu ai iertat. Nu-i nimeni să lege o rană cum, Doamne, Tu ai legat. Nu-i nimeni, nu-i nimeni, nu-i nimeni să ierte cum, Doamne, Tu ai iertat. Și eu, Iisuse dragă, mărturisesc plângând, căci mi-ai dat mântuirea și pacea pe pământ. Nu-i nimeni să lege o rană cum, Doamne, Tu ai legat. Nu-i nimeni, nu-i nimeni, nu-i nimeni să ierte cum, Doamne, Tu ai iertat. Nu-i nimeni să lege o rană cum, Doamne, Tu ai legat. Nu-i nimeni, nu-i nimeni, nu-i nimeni să ierte cum, Doamne, Tu ai iertat. Amin. Amin, Domnul să vă binecuvânteze, sora Maria, frumoasă cântare. Nu vreau să trec cu vederea, a scris Monti, eu sunt gay. Monti, Hristos a murit și pentru tine. De ce pentru tine a murit Hristos? Să nu uiți lucrul acesta. Ascultăm poezia recitată de Sfat Dorina, după care o cântare fratele Neotopșa. Mi-a murdărit veșmântul, cel sfânt de sărbătoare, mi-am supărat stăpânul și sufletul mi-e trist, m-a abătut din cale și de la scăldătoare, de la izvorul veșnic și am căzut învins. Am vrut să aflu în viață doar floare după floare, să savurez parfumul de crin imaculat, dar am ajuns în vale, am rătăcit sfânt drumul și am găsit durerea, nu ce am căutat. Privind acum în urmă, când mă gândesc cu jale la pierderile avute prin dese rătăciri, zdrobit învins de lacrimi, alerg la harul mare, mărturisindu-mi vina cer milă și mă închin. Zadarnic lumea noastră ne îmbie cu a ei vrajă, totul e o minciună, o veche înșelăciune. Iisus e adevărata iubire ce veghează, dând pace, siguranță și fericire în lume. Amin. Amin. Frumoasă poezie. Domnul să vă binecuvânteze, Sfat Dorina. Ascultă pe fratele Neu Tomșa. Dragilor, care doriți să fiți susținuți în rugăciune, acum este momentul când să vă scrieți numai și numai cauze de rugăciune. Mulțumesc. Ascultăm pe fratele Neu Tomșa. Plină de întristări, grijuri din zi
povara ta, El poate mântui. Iisus ia toată povara ta, la Calvar, la Calvar. Iisus ia toată povara ta, El poate mântui. Ascultăm motivația de rugăciune adusă de fratele pastor Bogdan Șuleri, după care vom citi cauze și tot fratele Bogdan se va ruga. Slăviți să fie Domnul! Frații mei, în timp ce mă gândeam de unde să citesc din Sfânta Scriptură pentru motivația de rugăciune, mi-am adus aminte de cei 10 leproși pe care Sfântul Cuvânt îi descrie sau scrie despre ei în Luca, capitolul 17. Aș vrea să vă citesc câteva versete, începând de la versetul 12. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat de departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Aș vrea să vă spun două lucruri la motivația de rugăciune pe care aș vrea să o înțelegeți. Frații mei, au înțeles leproșii și aș vrea să înțelegem și noi că astăzi Cel care vindecă este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, știu, ne facem partea ca și oameni. Medicul poate să taie, medicul poate să ducă acolo să facă operație, poate să coasă, dar vreau să ne încredem de plin că Cel care poruncește vindecare are un singur nume, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De-aia seara asta mergem la El. De asta seara asta a fost provocat să vă scrieți cauzele, pentru că noi știm, am gustat, am văzut cine este Domnul și avem experiența asta că Cel care ne poate vindeca este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ori înțeles și leproșii. Gândiți-vă acum, leproșii erau într-o situație atât de grea. Erau oameni care erau marginalizați, oameni care trebuiau să strige necurat, 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 de la distanță. Erau oameni care, din punct de vedere omenesc, nu mai aveau nicio șansă. Oamenii ăștia se apropiau în fiecare zi cu câte un pas de moarte. În fiecare zi se apropiau cu câte un pas de faliment, de sfârșitul zilelor lor. Dar într-o zi, se întâlnesc cu viața. Și spunea fratele Florin și am reținut lucrul ăsta și așa de mult mi-a plăcut, unde a călcat Domnul Iisus Hristos, a adus viața, slăvit să fie numele Lui. A adus Hristos viața, frații mei, vreau să ne credem în El. Și oamenii ăștia au făcut ceva. Aș vrea să facem și noi lucrul acesta. În versetul 13 spune așa, au ridicat glasul și au zis. Exact ce facem noi în seara asta. Și aș vrea împreună cu toții să ne unim într-un duc și să strigăm și noi în seara asta: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Și eu cred din toată inima că Cel care dă viață, Cel care pe urma pașilor săi lasă viață, va rezolva problemele în această seară.
Dar aș vrea să mai învățăm un lucru foarte, foarte scurt, vi-l zic și la acesta din versetul 14. Uitați-vă când ei cer să fie vindecați ce spune Hristos. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Aș vrea să învățăm ceva de aici. Să știți că vindecarea unora dintre noi este împiedicată de ceea ce trebuie să facem, de ceea ce Dumnezeu ne-a spus într-o zi să facem și noi încă n-am făcut. Vindecarea unora dintre noi este împiedicată câteodată de planul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu, care nu e încă voia lui să fie vindecat într-un anume moment. Știți ce aș vrea să facem? Fac un lucru interesant. De fiecare dată când trec prin probleme, când trec prin anumite necazuri, mă întreb, Doamne, ce pot învăța de aici? Oare nu vrei Tu în suveranitatea Ta să-mi transmiți ceva? Pentru că, frații mei, uitați-vă cât de minunat continuă versetul 14, care zice așa. Și pe când se duceau, atunci au fost curățiți. Știți când au fost vindecați? Când au ascultat de Domnul. Puteau să spună leproșii Domnului, Doamne, dar vindecă-ne acum și te ducem după aia și ne arătăm preoților. Nu, Hristos le spune, du-te și arătați-vă preoților. Și Biblia specifică, și pe când se duceau. Ei au început, au intrat în acțiune, au început să meargă, să pășească către templu, să meargă la preot și pe când au ascultat de Dumnezeu. Ascultă-mă seara asta. Poate mai ai ceva de făcut și Dumnezeu îți spune să faci și n-ai făcut încă. Pă lucrul acesta. Promite în rugăciunea asta Domnului, Doamne, poate n-am avut timp să-mi cer iertare, așa cum ai spus, de luni de zile. Aștept vindecarea. Doamne, vindecă-mă și îți promit că după ce încheiem emisiunea, Doamne, mă duc și îmi cer iertare. Doamne, îți promit că mă duc și mă împac. Doamne, îți promit că mă duc și despăgubesc pe cine am năpăstuit. Doamne, îți promit că mă duc și rezolv problema aia pe care n-am cum să o rezolv acum în câteva secunde. Sau nu pot rezolva în seara asta, că e noapte. Doamne, îți promit. Dar mâine cum răsare soarele? Pun mâna pe telefon și fac ceea ce, ce ți-am promis că fac. Fac ceea ce mi-ai poruncit tu că trebuie să fac. Pe când se duceau, frații mei, pe când se duceau, au fost curățiți. Nu la toți la fel, dar să știți că există momente când Dumnezeu îngăduie în viețile noastre anumite suferințe, anumite boli, ca efectiv să ne vorbească că trebuie să facem ceva. Știți ce am observat? Și cu asta o să închei, se vor anunța cauzele și ne vom ruga. Omul la durere e mult mai sensibil. Am văzut că oamenii în durere știu să-și ceară iertare. Am văzut că oamenii de pe patul de spital știu să sune, să se împace. Am văzut că oamenii atunci când au un diagnostic foarte grav în mână, știu să se împace cu omul cu care trebuia să se împace de ani de zile. Frații mei, cred din toată inima mea că voia lui Dumnezeu este să ne vindece. Nu vrea Dumnezeu să ne lase bolnavi, nu vrea Dumnezeu să ne lase pe pat. De-aia ne rugăm și de-aia cerem în numele Domnului Iisus Hristos. Dar ascultați-mă ce vă spun în seara asta. Vedeți ce trebuie să faceți. Haideți în seara asta să facem ceea ce Dumnezeu ne-a spus să facem. Și pe când ne ducem să facem lucrul acela, Dumnezeu se va atinge de noi, cred în toată inima. Amin. Haide, Bogdan, aici am văzut o cauză mai aparte, te rog să-i notezi numele, facem ultima dată o rugăciune mai aparte. Maria, Maria, pacea Domnului, frate, sunt Maria din Irlanda, vă rog să vorbească pentru mine că vineri sunt propusă la operație de inimă. Asta e un caz aparte. Și pe urmă le voi citi celelalte. Numele acesta trebuie să-l citești. Eliberare și dintre astea aici, dragilor, fratele păstor, decid eu, nu sunt de acord în emisiunea mea să fac astfel de lucruri. Ne rugăm la modul general. Mai notează un nume, Nela, berișoara mea foarte bolnavă. Și Giulieta Barcov, pe Costi bolnav de cancer. Voi citi cauzele, dragilor. Dumnezeu din cer să se îndure de fiecare situație. Ne luăm timp când e vorba de rugăciune și Domnul își lua timp. Ne vom lua și noi și fratele Bogdan timp pentru a le citi, ca dumneavoastră să fiți cu inima împăcată că la emisiunea Hrană Zilnică nu veți fi trecut cu vederea la problemele care le aveți.
Dacă am zis că nu facem exorcizări, asta nu înseamnă că fratele Bogdan nu strigă la Dumnezeu: Doamne, eliberează, Doamne, dă putere de pocăință și așa mai departe. Sora Elinca spune: vă rog să mă susține și pe mine în rugăciune pentru familia mea, copiii, vindecare de boli, eliberare de vicii și pentru mântuirea familiei mele. Și are și două dorințe. Maria Grindei, să ne rugăm pentru o soră cu numele Steluța, operată de tumor la colon. Maricela, aduc și o biserica din cortul nostru, familia mea pentru mântuire, băiatul meu Emanuel Claudiu, să se întoarcă la Domnul, are 32 de ani. Domnul să îndure de el, nu e nici căsătorit. Tatăl meu Ioan, 87 de ani mântuire, fratele Gheorghe, 75 de ani, să dea Domnul înțelepciune și liniște sufletească, iar nora mea Vasilica pentru mântuire. Spătar Cornelia, fratele Gavrilă Vaida și sora Viorica Vaida, toate acestea sunt pentru vindecare. Căluș Maria, vindecare, mânghiere, sprijin și ocrotire pentru tatăl ei în vârstă. Copilașul care îmi vorbește, 5 ani și 3 luni, frate Bogdan, Domnul să-l vindece. Sora Maria, 73 de ani, a făcut două cicluri de citostatice, Domnul să o vindece. Soacra mea, pentru mamica, vindecare. Mariana Iuga, vindecare. Gâlgă Violeta, vindecare. Nora fratului Cătană, vindecare. Răducan Violeta, vindecare. Gigi Nicuță, vindecare. Bogdan Danilo, dorință. Vindecare pentru fetița sorei Mihela Napintea. Mânghiere, sprijin, îndurare pentru Valentina Radu și toată casa ei din cauza situației cu fratele lor care este paralizat. Pădurariu Viorica, vindecare. Sora Elvira, vindecare. Țipri Silvia și fratele Iosif de la Baia Mare, sprijin și vindecare pentru fratele Iosif, care am înțeles că este în spital. Domnul să se îndure de sora Silvia și de fratele Iosif și de toți cei care sunt în astfel de situații, indiferent de vârsta care o au. Ghete Jahel are două dorințe, Domnul să-i le împlinească, una cu privire la ea, una cu privire la soțul ei. Rodica Ciui, vindecare. Soțul sorei Rodica, vindecare. Băiatul Daniel, vindecare. Domnul să aducă la mântuire membrii familiei din casa sorei Rodica Ciui, care nu sunt întorși. Miron Daniel urmează operație săptămâna aceasta la picior, Domnul să-i dea biruință. Singura mea soră de corp, vindecare. Pentru mama sorei Dorina Blaș, mânghere, vindecare. Sora Dorina are o problemă înaintea Domnului, Domnul să-i dea biruință. Ne rugăm totodată pentru sora Încuța Coțorii și Simona Coțorii, vindecare. Cei doi frați și sora Încuța plecați de la fața Domnului, vindecare. Ne rugăm totodată pentru Iulica, Livia, Maria Șudoru, Ioan Botcă, Ramona Berschi, toate Varvarii, Midică Opriș, vindecare. Pentru copiii familiei Palagian, o familie cu probleme. Pentru Pavel Gheran, ne rugăm pentru Florina și Timotei. Sora Maria Grindei are dorința ca Domnul să-i aducă la mântuire pe mama ei cu numele Elena și Domnul să-i țină cei doi băieți cu nurori pe calea Domnului unde trăiesc în Europa și Domnul să-i ocrotească în orice împrejurare. Pentru familia Mărincean, Izabela de 44 de ani, nepotul fratelui Uiu din USA, din Statele Unite, Livanul Cornel, fata de 18 ani, bolnavă, vindecare. Avem bolnav de cancer, Gâlgă Beniș Cosmin din Viena. De asemenea, mai avem pe fratele Strugariu Daniel și pe fratele Chechedi Daniel, membru cu noi în grupul Hrană Zilnică. Ne rugăm pentru vindecare Maria Doina, pentru Rozalia, mântuirea întregii familii. Mânghiere pentru sora Dedu Mărioara. Ne rugăm pentru Ionuț, nepotul sorei Lidia Pop de la Dej. Ne rugăm pentru toți membrii grupului Hrană Zilnică care sunt bolnavi. Ne rugăm pentru sora Zmenica, mântuirea membrilor care nu sunt întorși la Domnul și vindecarea unei fete pe nume Valentina. Ne rugăm pentru vindecare Boariu Andrei, semipariză pe partea dreaptă. M-a rugat să-l amintim mereu în rugăciune. Ne rugăm pentru familia sorei Dorina Blaș, pentru fratele ei. Domnul se aducă pe toți la mântuire. Ne rugăm pentru un vas al Domnului Tarabas Răzvan din Belgia. Domnul se dea vindecare total. Să fie vindecat de Domnul. David Micu așteaptă de un an și ceva rând la spital să-și opereze fata, Domnul să se îndure. Ne rugăm pentru Sorin Stănescu, paralizat, în urma unui infart, a paralizat. Domnul să mânghe toate familiile greu încercate, precum și familia Mohan. Ne rugăm pentru Dea Glidea, pentru Sanda și Gavril Rus. Probleme care nu le pot explica aici, dar este nevoie de intervenția Domnului.
Ne rugăm pentru cei care și-au scris, pentru cei cu dorințe și, pe urmă, cei de pe YouTube. Sora Ana Pop, sora Lidia, sora Pindican, sora Hulpea, sora Adam Cornelia, sora Unu Lucreția, sora Blas, sora Olga, sora Pașca, sora Nadan, sora Cătană Claudia, sora Șireteanu Adriana, să-mi duc și am și eu dorințe, Domnul să le împlinească. Aici au scris cauze, le vom citi. Scopeț Amalia, vă rog să mă ajutați în rugăciune pentru familia mea, mântuire. Domnul să se îndure de sora Scopeț și asculte dorința. Vă rog să vă rugați pentru fica mea Lina, vindecare de plin și pentru și mântuire și pentru nepotul meu Adrian. Domnul să le elibereze de vicii și să aducă la mântuire. Uncea Maria, vă rog în numele Domnului Iisus să vă rugați pentru Darius Lidia, ca Domnul Iisus să întoarcă pe calea Domnului și să facă legământ cu el. Dona Petra dorește mântuire, vindecare, eliberare pentru Stancu, Ramona, Cosmin, Marian, Elena, Crina, Damian, Andra și Doru și are și patru dorințe. Mariana Bucur, adu pe cei dragi la picioarele Domnului Iisus pentru eliberare și mântuire. Căluș Maria, vă rog să ne rugăm pentru soarta Cica bolnavă de gută, 86 de ani și pentru Vlad, 6 anișor bolnav de autism. Maria este cea din Irlanda cu operația de inimă. Domnul să se îndure sora Maria să dea izbăvire. El să conducă mâna chirurgului în timpul inciziei ca totul să decurgă bine. Ana Crauciuc, vă rog să vă rugați pentru mine, vindecare și pentru familia mea. Dona Petra, dorește ca Marian să aibă biliință la examene. Cosmin și Elena, biliință în probleme de familie. Pentru mine, vindecare de plină. Maria Anton, pacea Domnului, am două cauze. Vă rugați că Domnul nu ne îndeamnă, sora Maria Anton. Dacă vreți, noi ne rugăm. Dar Domnul nu ne îndeamnă să ne rugăm, ne îndeamnă Scriptura. Și ai tot cuvântul Domnului. Sigur, sora Maria Anton, ne rugăm cu bucurie. Mihaela Moș, vă rog, rugați-vă pentru mine și copiii mei și cauze ce avem înaintea Domnului, dar și pentru mântuire. Jipa Ezer, ăsta frate Bogdan e un român turc, are o propoziție clară și hotărâtă. Spune felul următor, vă rog să mă susțineți în rugăciune pentru familia mea, mântuire și sănătatea pentru mine, vindecare de plină. Frate Jipa, fi binecuvântat. Roșu Maria, vă rog să vă rugați pentru mântuirea celor dragi, care încă nu sunt mântuiți, pentru vindecarea giniului meu, pentru micuța Lea, care miercuri va fi operată de tumoare, și pentru micuțul Iosa, care s-a născut cu malformații. Am adăugat eu aici pentru că știu situația. Micuța Lea are 3 ani și 8 și jumătate. Domnul să se îndure de ea. Căluș Maria, doresc să vă rugați pentru nepotul Nathan, care spune că are frică, și pentru mama lui, ca Domnul să dea vindecare și pacea lui să fie peste ei. Domnul să se îndure de Nathan și să mustre orice duh care îl tulbur. Anuța Ureche, Rus Lidia, vă rog să vă rugați pentru mine, am o cauză. Domnul să vă dea biruință. Roșu Maria, am două cauze înaintea Domnului. Aduc înaintea Domnului copiii mei și familiile lor, Domnul să-i mânghe, spune sora Mărioara Dedu, care îndemult și-a petrecut soțul pe calea spre veșnicii. Sora Rosi, vă rog frumos să vă rugați și pentru mine. Ne rugăm sora Rosi. Sora Rosi este o soră mai vârstă bolnavă cu picioarele. Căluș Maria, vă rog să vă rugați pentru fratele Ciprian Mureșan, care are o boală grea de inimă. Domnul să-l vindece. Oncia Maria, vă rog să vă rugați pentru băiatul meu, pe nume David, ca Dumnezeu să-l vindece pe deplin și să-l elibereze de orice neputință, să-i dea putere să cânte la acordeon, să încheie legământ cu Domnul. Eu zic mai degrabă să încheie legământ cu Domnul și apoi să cânte la acordeon. Giulietta Barco, vă rog să vă rugați pentru fratele Cristi bolnav de cancer. Am și cauze înaintea Domnului. Mariana Gutu, vă rog să vă rugați pentru mine și mama mea, suntem grav bolnave. Domnul să vă vindece, sora Mariana Gutu. Corina Rădulescu, vă rog pentru copilul meu mântuire și să dea Domnul copii. Amin, sora Corina. Cătălina Dumitescu, Domnul să lucreze în dreptul soțului și a copiilor mei pentru mântuire. Oncea Maria, vă rog să vă rugați și pentru tata, că este bolnav. Astăzi l-a dus salvarea acasă de la spital. Domnul să se îndure. Mariana Bucur, Domnul să vină în ajutorul meu. Amin, sora Mariana. Ne rugăm pentru toți frații păstori care au slujit și slujesc în emisiunea Rană Zilnică. Domnul să-i țină treji cu mintea sănătoasă și cum a murit bătrânul Elisei de la Bistrița la vârsta de 96 de ani, cu mintea întreagă până clipa când Domnul a chemat acasă,
Aș vrea să fie toți păstorii, toți prezbiterii și toți diaconii care, și toți evangheliștii care vestesc Evanghelia și în primul rând să le ajute Domnul să o trăiască. Noi suntem chemați să ne rugăm pentru ei. Ne rugăm pentru toți cei care sunt aici, slujesc în emisiunea Hrană Zilnică, prin cântare, prin poezie, pentru toți cei prezenți. Șofer de cursă lungă, nu uităm, fratele Nelu Tomșa, fratele Cornel Gerasim, fratele Iuga Dragoș, Ghiță Blaj, Nelu Danciu, Cosmin Ciprian și Silviu. Cosmin și Ciprian nu sunt întorși la Domnul și mama dorește mântuirea lor. Domnul să lucreze la mântuirea lor. Frate Bogdan, dacă mai rămâne timp și pentru mine și casa mea și pentru verișoara mea, care e foarte bolnavă, Domnul să-ți asculte rugăciune. Amin. Frații mei, două secunde numai înainte să încep să mă rog, aș vrea să spun fraților care cer și au nevoie de liberare. Scumpii mei, există două feluri de liberare. Un om care se întoarce din lume și care nu-L cunoaște pe Domnul și care nu a avut tangență cu Dumnezeu, să știți că Dumnezeu le liberează așa, fără niciun fel de mărturisire, le liberează fără niciun fel de problemă, pentru că omul acela se întoarce la Domnul. Dar în momentul în care tu ești pe calea lui Dumnezeu și ai început să ai probleme de înălțimea demonilor sau ai avut acces la demoni, să știi că demonul ăla acolo, ca să mă exprim corect, a intrat datorită unui păcat pe care tu l-ai făcut, datorită unei portițe pe care tu ai deschis-o. Noi ne putem ruga, dar până nu se închide poarta, să știi că nu se întâmplă nimic. Așa că toți care aveți nevoie de liberare, căutați-vă păstorii, căutați-vă slujitorii, stați la mărturisire, apoi rugăciune cu punerea mâinilor și să știți că Dumnezeu face liberare. Domnul să vă binecuvinteze și ne vom ruga acum. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, Doamne. Doamne, vin înaintea sfințeniei Tale în această seară, Doamne, și mă rog să privești cu milă și îndurare la noi. Doamne, ne-ai vorbit în această seară că ești un Dumnezeu al milei, un Dumnezeu al dragostei și în această seară venim pentru că avem nevoie de ajutorul Tău. Tată din ceruri, mă rog în numele scump al Domnului Iisus Hristos, datorită jertfei Lui, în această seară să privești cu milă și cu dragoste spre cauzele pe care le vom aminti. Doamne, avem câteva cauze speciale, Doamne, și aduc înaintea sfințeniei Tale, Doamne, pe sora Maria, care ne-a scris pentru operația de inimă, mă rog în numele Domnului Iisus Hristos să o întărești. Doamne, mă rog să-i dai viață din viața Ta. Doamne, mă rog să poruncești inimii ei să bată și ea să fie o binecuvântare. Mă rog să Te atingi și să o vindești, Doamne, să o faci pe femeia aceasta o binecuvântare pentru casa ei, pentru soțul ei, dacă este măritată, copiii ei, dacă are, pentru locul în care ai lăsat-o, Te rog, fă o binecuvântare. Mă rog să fii cu mâna medicilor. Mă rog să pui Tu brațul Tău puternic acolo peste operație și astfel numele Tău să fie proslăvit. Mă rog ca orice duc de frică care o atacă la nivelul minții să-l nimicești, Doamne. Mă rog să meargă la operație cu pace și mă rog ca numele Tău astfel să fie proslăvit. În numele scump al Domnului Iisus Hristos. Doamne, ne rugăm pentru Nela, care ea este bolnavă. Te rog, pune-ți mâna peste ea. Îți mulțumesc pentru pacea pe care i-o dai. Îți mulțumesc, Doamne, pentru siguranța mântuirii. Îți mulțumesc pentru bucuria pe care o pui peste ea. Doamne, dar venim și te rugăm, Doamne, las-o în viață, Doamne. Amin. Te rugăm, dăruiește-i viață în numele lui Iisus Hristos, Doamne. Doamne, dacă este un plan demonic acolo care vrea să o ieie de pe pământul acesta, dacă există, Doamne, vreun plan al celui rău, te rog nimicește-l și pune viață peste sora noastră, Nela, Doamne, te rog fă să se vadă slava Ta, Doamne, ridică-o în capul oaselor, Doamne, să mărturisească, să spună ce bun este Domnul, să mărturisească minunile Tale, slăvit să fie numele Tău. Doamne, mă rog pentru fratele Costi, Doamne, un caz din nou la fel de special. Te rog, vindecă-l și pe el, Doamne. Tu ai puterea să vindeci cancerul, Tu ai puterea să vindeci orice tumoare. În numele Domnului Iisus Hristos în seara asta, mă rog, fă-ți numele de slavă, fă-ți numele de slavă, Domnul meu și Dumnezeul meu. Doamne, aduc pe toți cei bolnavi. Te rog, atinge-te de mădularele lor, Doamne. Atinge-te de trupurile lor, Doamne. Mâini, picioare, Doamne. De mădularele interne, Doamne. Atinge-te de mințile lor.
atinge-te, Doamne, în seara asta de orice fel de boală, atinge-te de cancer, de orice boală a sângelui, atinge-te, Doamne, de orice tumoare, Doamne, atinge-te în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, restaurează, Doamne, fiecare om și fiecare soră și frate care a fost anunțat, Doamne, te rog, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, du-te și cercetează ființele lor, Doamne, vindecă Duhule Sfinte, mă rog balsamul Tău de vindecare să-L lași peste fiecare dintre ei, Doamne, mă rog ca peste ei să lași pacea care întrece orice pricepere, mă rog să lași bucuria mântuirii, mă rog în numele Domnului Iisus Hristos să Te atingi de ei, ca ei să mărturisească că Tu ești Domnul, aleluia Ție și numelui Tău mare. O, Domnul meu și Dumnezeul meu, mă rog pentru cei nemântuiți, te rog privește cu milă în familiile noastre la cei nemântuiți, Doamne, de aproape, de departe, mă rog, cercetează pe cei nemântuiți, Doamne, Doamne, în seara asta semănăm cu lacrimi, în seara asta strigăm la Tine și Te rugăm în numele Lui Iisus Hristos, Doamne, cercetează-i pe cei nemântuiți, Doamne, fă-le parte de chemare, Doamne, te rog, revelează-ți voia în dreptul fiecăruia dintre ei, Doamne, arată Te Doamne, și fă-le parte de o chemare specială. Te rog, treci pe la fiecare. Tu ai metode, Doamne, Tu ai planul Tău minunat și eu mă rog în seara asta să treci pe la ei. Îți mulțumesc pentru asta. Doamne, Te rog, binecuvintează toți frații și surorile, Doamne. Întărește pe cei care sunt căzuți, Doamne. Întărește pe cei care sunt deznădăjduiți, Doamne. Întărește pe cei care au credința slăbită. Doamne, mă rog în numele Lui Iisus Hristos să-i ridici în capul oaselor, Doamne. Mă rog, Doamne, să le dai viață din viața Ta, Doamne. Mă rog să-i faci să întinerească ca vulturi, așa cum ai promis în Psalmul 103. Te rog în numele Lui Iisus Hristos, fă-ți numele de slavă. Doamne, te rog pentru cei care lucrează, Doamne. Fii cu ei la muncă, Doamne. Te rog, păzește-i de orice atac demonic, păzește-i de orice accident, Doamne. Șoferii de cursă lungă, Doamne. Păzește-i de atacul vrășmașului, Doamne. Păzește-i de orice ispită, păzește-i de cădere, păzește-i de accident, păzește-i de hoți, de oameni răi, păzește-i de oameni care vor să-i înșeale, Doamne. Păzește-i, Doamne. Trimite îngerii Tăi să păzească camioanele în parcările unde vor parca, Doamne. Trimite îngerii Tăi să-i păzească la drum, Doamne. Și orice șofer, Doamne, neglijent, Doamne, să nu cumva să aibă accident cu ei. Te rog să-i păzești în numele Lui Iisus Hristos, Doamne. Te rog păzește tinerii, Doamne. Te rog păzește copiii fratilor mei, Doamne. Te rog atinge-te de ei. Dă-le o pocăință reală, Doamne. O întoarcere celor care nu sunt credincioși la Tine. Te rog în numele Lui Iisus Hristos, Doamne. Pe cei care sunt întoși, mă rog să-i păzești, Doamne, mă rog să-i păzești la școală, la plecare, la venire, te rog să-i binecuvintezi cu o minte înțeleaptă să învețe la școală, ca numele Tău să fie proslăvit, Doamne, ca cei care îl văd și care îi batjocorești că sunt pocăiți, să vadă că Tu ești Dumnezeul slavei, lăudat să fie numele Tău. Doamne, te rog în numele Lui Iisus Hristos, Doamne, pentru cei care ne-au ascultat astăzi, Doamne, pentru cei care fac parte din grupul Hrană Zilnică, te rog binecuvintează. Doamne, mă rog să le porți de grijă, Doamne, poartă-le de grijă material, Doamne, poartă-le de grijă spiritual, ajută-i să meargă înainte, Doamne, să nu le lipsească pâinea cea de toate zilele, te rog, dă-le biruință în privința aceasta, Doamne, te rog binecuvintează emisiunea, Doamne, Doamne, te rog, dă putere fratelui Florin, Doamne, dă înțelepciune fratelui Florin, Doamne, ca invitații pe care îi invită, Doamne, oamenii care vor vorbi, Doamne, să aducă o învățătură curată, să aducă o învățătură sfântă, să aducă o învățătură dreaptă, Doamne, ca poporul lui Dumnezeu să capete învățătură binecuvântată. Te rog, onorează-mi această rugăciune, îți mulțumesc pentru asta, binecuvintează familia fratelui Florin, binecuvintează, Doamne, te rog, casa lui, slujirea lui,
lui, Doamne. Binecuvintează veniturile lui, Doamne. Dă-i putere, dă-i înțelepciune. Ajută-l să drămuiască, să călăuzească toate lucrurile cu înțelepciunea care vine de la Tine. În numele lui Iisus Hristos, Doamne, mă rog. În numele lui Iisus Hristos, Doamne, mă rog pentru asta. Doamne, Tu ai auzit cauzele. Te rog încă o dată treci pe la fiecare. Doamne, mă rog în seara aceasta oamenii aceștia să simtă, Doamne, că Tu, prin Duhul Tău cel Sfânt, ai trecut pe la ei în cercetare. Fă-ți numele de slavă, Doamne. Fă-ți numele de slavă, Doamne, te rog. Fă-ți numele de slavă în dreptul nostru. O, Domnul meu și Dumnezeul meu, acum la încheiere îți mulțumesc pentru harul Tău. Îți mulțumesc pentru jertfa din Calvar, Doamne. Îți mulțumesc pentru Domnul nostru Iisus Hristos, Doamne. Îți mulțumesc că în rănile Lui, Doamne, avem vindecare. Îți mulțumesc că în rănile Lui avem tămăduire. Îți mulțumesc, Doamne, că avem, Doamne, în jertfa de la cruce iertarea păcatelor. Slăvit să fie numele Tău, Doamne. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, Tată din ceruri, pentru că m-am rugat în numele scump al Fiului Tău, Iisus Hristos, Doamne. Îți mulțumesc pentru asta. Îți mulțumesc că în seara asta ai luat aminte la rugăciunile noastre, ai luat aminte la strigătele fraților mei, ai luat aminte, Doamne, lăudat să fie numele Tău, încredințez pe toți în brațele puternice și îți mulțumesc că în brațele Tale există o crotire și vindecare. Te slăvesc pentru toate, Tatăl meu și Dumnezeul meu. Fii slăvit, Tată din ceruri, în numele scump al Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin. Domnul fie slăvit că ia aminte la rugăciunea care se înalță. Frate Bogdan, dacă ai, te rog, rostește o binecuvântare pentru întreg auditoriu, după care noi mai rămânem la părtășie. Frații mei, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă dea har. Nu uitați, toate ispitele, toate problemele le biruim cu ajutorul harului lui Dumnezeu. Învățăm ceva. Pe celor smeriți, Dumnezeu le dă har. Vă binecuvintez și vă doresc din toată inima să vă ajute Domnul, sau ne ajute Domnul, de fapt, și eu sunt am nevoie să ne smerim ca să căpătăm har la nevoi și Dumnezeu să ne ajute să biruim, să fim o generație puternică, o generație care să-L ducem pe Hristos mai departe, o generație pe care oamenii să îi poată urma. Lăuda să fie Domnul pentru toate. Rostesc încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Frate Bogdan, pe unde calcă talpa piciorului tău, în spate să rămână miros de cer. Amin, amin. Mă iertați, dar am zis amin. Să rămână miros de cer. Te-ai binecuvântat, domnule scump. Așa să rămână. Să ne ajute Domnul. Amin. Văd acolo bine. Miros de cer. Sunt la birou, așa e. Să ne ajute Domnul. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragilor, nu trecem cu vedere. Ascultăm o binecuvântare rostită și de omul Dumnezeu, fratele Cornel Ciuda, și pe urmă vom continua prin cântare. Deci, slujitorii Domnului trebuie să aibă prioritate. Cornel Gerasim să-mi spună dacă mai poate cânta la această oră. Nu mai poate. Nu se mai poate. Atunci, dragilor, după ce fratele Cornel, omul Dumnezeu, va rosti binecuvântarea, voi anunța modul de slujire. Aș vrea să vă binecuvintez și mă bucur că am ocazia aceasta să binecuvintez pe copiii lui Dumnezeu și pe frați. Și aș vrea să citesc două versete. Și versetele acestea consider că sunt extraordinare pentru noi. Spune aici așa în 1 Ioan capitolul 2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Iisus Hristos cel neprihănit. El, adică Domnul Iisus Hristos, este jertfa din ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru al întregii lumi. Slăvit să fie numele Domnului Dumnezeu, să ne binecuvinteze, să fim într-adevăr copii al lui Dumnezeu. Așa cum ne numește Scriptura, copilașilor,
vă scriu și Evanghelia și Cuvântul lui Dumnezeu și seara aceasta mulțumim Domnului și mulțumim fratelui Bogdan, fratelui păstor Bogdan, Domnul să-l binecuvinteze, un cuvânt extraordinar de bun pentru noi. Domnul să ne binecuvinteze, să rămânem tari în Domnul. Amin. Amin. Mulțumim, frate Cornel, de binecuvântarea rostită. Vreau să știu ce timp are la dispoziție fratele Nelu Tomșa. Eu am timp, sunt oprit în parcare. Mulțumesc, frate Nelu. Sora Aurica Pașca va recita o poezie, urmată de fratele Uiuiu cu o cântare, după care ascultăm pe fratele Nelu câte cântări are. Slăvit să fie Domnul! Ridică-te, creștine, te ești îngenunchiat, de jugul fără de legii și în lanțuri ești legat. Ridică-te în picioare și cheamă-L pe Hristos să rupă orice lanțuri și jugul păcătos. Ridică-te, creștine, și nu te apleca, să ascuzi minciuni și bârfe ce haina-ți va păta. Ridică-te deasupra celor ce asupresc, cu dragoste divină atunci când te lovesc. Ridică-te, creștine, și nu te întrista când alții vin să arunce cu pietre asupra ta. Ridică-te și luptă, mai dârz ca un viteaz, căci Domnul te va scoate din orice necaz. Ridică-te, creștine, și nu te rușina, lumii întregi să spui despre credința ta. Ridică-te să aperi ce-i sfânt și valoros, chiar dacă un martir vei fi pentru Hristos. Ridică-te, creștine, ridică-te să spui vecinului și mamei că altă cale nu-i. Dacă prin suferință purtându-și a lor cruce pe drumul către cer la Domnul se vor duce, ridică-te, creștine, și nu da înapoi, căci viața de creștin e o luptă și un război. Ridică-te să spui că vremea e pe sfârșite și în ceruri vor intra doar suflete zmerite. Ridică-te și nu tăcea acum când vezi pe cel căzut că istovit pe drum, ridică-te și dă-i o mână de ajutor și apoi tu să-i vorbești de-al tău mântuitor. Ridică-te, creștine, și pe acum ce poți, să-i chem la pocăință din casa ta pe toți, căci vine o zi în care va fi un prea târziu pentru acei ce astăzi au sufletul pustiu. Ridică-te, creștine, și nu te îngrijora de ziua aceea de mâine și de mâncarea ta, căci poartă Domnul grija să ai acei necesar, chiar dacă n-ai nici pâine, nici bani în buzunar. Ridică-te, creștine, slăvind pe Dumnezeu, că cel în cartea vieții a scris numele tău. Ridică-te și spune ce Domnul ți-a făcut, de câte ori în viață în El te-ai încrezut. Ridică-te, creștine, și nu fi copleșit de-a lumii lașitate când vei fi ispitit. Ridică-te să lupți cu multă verșunare pentru credința sfântă ce aduce liberare. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, sora Aurica. Amin. Dragilor, știți ce observ? Sora Aurica a lipsit o perioadă destul de lungă. Nimeni n-a scris, bine ai venit acasă, sora Aurica. Cei de pe YouTube, chiar și cei de pe Zoom. E posibil să nu fim atenți după ce avem doar o mână de oameni care slujesc? Nu-i trezut nici de acum. Frate Nelu, va cânta fratele Alexandru Iu două cântări, după care te ascultăm câte cântări ai pentru seara aceasta. Frate Alexandru, numai puțin, te rog, frate Alexandru, numai puțin. Acum, frate Alexandru. Înainte ca fratele Alexandru să cânte, vreau să o binecuvântez pe coscra mea de la Viena, pe Olga Linu, care e acolo să o ajute pe Marceluța. Olga, fii binecuvântată de Domnul. Slăvit să fie Domnul! Voi pierduți cu sarcini grele, sub o sândă și păcat, la Iisus e mântuirea și pe mine m-a salvat.
Da, eu știu, da, eu știu. Sângele lui spală orice păcat. Da, eu știu, da, eu știu. Sângele lui spală orice păcat. Celui slab îi dă tărie, pace drum prin vijelii. Toarnă râuri în pustie, schimbă noaptea-n zorii de zi. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. În ispite stă aproape, ajutorul să ni-l dea. Domnul poate să le scape, brațul lui nu va cădea. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. El a spus că niciodată nu ne lasă părăsiți. Poate iadul să se zbată, stăm cu Domnul neclintiți. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. Da, eu știu, da, eu știu, sângele lui spală orice păcat. Când ești aproape de Dumnezeu, nimic în viață nu este greu. Când ai pe Iisus, totu-i frumos, căci El e viața. Iisus Hristos, nu vei avea din fericiri cu Dumnezeu, dacă nu stai mereu cu El pe calea sa. Dacă e așa, întoarce-te și nu pleca. Iisus iubește ființa ta,
nu uita. A se mai poate, mai este har, încă iertarea se dă în dar. Privește jertfa din Golgota, îți dă iertarea prin moartea sa. Nu vei avea din fericiri cu Dumnezeu, dacă nu stai mereu cu El pe calea sa. Dacă e așa, întoarce-te și nu pleca. Iisus iubește ființa ta, nu uita, nu te opri. Gândește-te ce ai fost, ce ești. Iisus te îndeamnă să pășești pe calea sa. El vine iar și vei uita de acest pământ. Te vei înălța la cel preasfânt în curând. El vine iar și vei uita de acest pământ. Te vei înălța la cel preasfânt în curând. Amin. Amin, Domnul să vă binecuvânteze, frate Alexandru, frumoasă cântări. Frate Nelu, te ascultăm la fără cinci să închei. Din umilința lui, din carul mântuirii.
starea de-a dat chipul minunat. Dumnezeu cu îndurarea, El te-a binecuvântat. Văd mâna ta în fiecare zi și răsărit din marele amur. În stropul cel de rouă cristalin, din lorii care plin de apă vin, să cadă peste lutul frământat, să crească rodul binecuvântat. Omule, nu întâmplarea ți-a dat chipul minunat. Dumnezeu cu îndurarea, El te-a binecuvântat. Slavă lui Iisus. Aleșii Domnului, oricând auzim de slavă, mie lungui. Ziua aceea nu-i departe, pregătiți-vă acum, nu uitați că ziua aceea e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu El vor fi. Și tu acolo, la masca Domnului, pregătește-te că ziua e pe tu. Ce minune va fi, Domnul va veni, toți aleși Domnului cu El vor fi. Vezi și tu acolo, la masca Domnului, pregătește-te că ziua e pe tu. Toată alergarea fericit vei fi și tu, vei primi cununa slavei Hristos. Vei zdrăvește-te acum, până când mai este har, nu lăsa să treacă timpul în zadar. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleși Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo, la masca Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Domnul va veni, toți aleși Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo, la masca Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. La Iisus tu astăzi vino, că mâine nu-i ziua ta, ca să fii și tu cu Sfinții slava ta. În ziua aceea mare, noi cu toții vom cânta, aleluia, glorie, Maranata. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleși Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo, la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleși Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo, la masca Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Amin, amin. Thank you.
ori și cine venit întâmplător, de acest pământ străine, libiac și călător. Tu ești ales de Domnul, ai preț în ochii Lui, căci El creia ca omul pe slava cerului. Iisus mare-n palma Lui Iisus, tădită-n chinuri de mult pe-o cruce sus, te-ai fost aleasă să-i fii cu luna ta, deși a născut pe dealul Golgota. Ești o floare-n palma Lui Iisus, tădită-n chinuri de mult pe-o cruce sus, și-ai fost aleasă să-i fii cu luna ta, deși te-a născut pe dealul Golgota. Tu nu ești o întâmplare, tu ești un neînsemnat, tu ești a sa lucrare, de mâna lui creia. Ori schipul său, o frate, de el ești plămădit, în mare-ai bunătate, fiindcă te-a iubit. Tu ești o floare în palma lui Iisus, sădită în chinuri de mult pe-o cruce sus, și-ai fost aleasă să-i fii cu luna ta, deci te-a născut pe dealul Golgota. Tu ești o floare în palma lui Iisus, tădită în chinuri de mult pe-o cruce sus, și-ai fost aleasă să-i fii cu luna ta, deci te-a născut pe dealul Golgota. Tu ești o taină mare, ești templu celui sfânt, tu mergi pe-a lui cărare, aici și-a pe pământ. Tu ești a lui mireasă, ești foarte valoros, răscumpărat pe cruce din jertfa lui Hristos. Tu ești o floare în palma lui Iisus, tădită în chinuri de mult pe-o cruce sus, și-ai fost aleasă să-i fii cu luna sa, deci te-a născut pe dealul Golgota. Tu ești o floare în palma lui Iisus, sădită în chinuri de mult pe-o cruce sus, și-ai fost aleasă să-i fii cu luna sa, deci te-a născut pe dealul Golgota. Trecea Iisus odată prin cetate, El ridica mereu pe cel căzut. Și nu era să fie printre gloate, fără un bolnav sau care n-a văzut. Și iată un om ce n-a văzut vreodată, veni în fața lui în lăcrimând. Credea-n lumina cea din cer lăsată, el n-a văzut soarele lucind. Să ne rugăm să căpătăm vedere, să ne rugăm să ne spele ochii cu tine, privindu-l și mai clar, cum stă pe cruce la calvar.
să ne rugăm, să căpătăm vedere, să ne rugăm, să ne spele ochii cu tine, privindu-l și mai clar, cum stă pe cruce la calvar. Sosise vremea cea de mult dorită, când lumina a venit de sus. E nu aveai vederea obosită, puteai vedea splendoarea lui Iisus. Să ne rugăm, să căpătăm vedere, să ne rugăm, să ne spele ochii cu tine, privindu-l și mai clar, cum stă pe cruce la calvar. Să ne rugăm, să căpătăm vedere, să ne rugăm, să ne spele ochii cu tine, privindu-l și mai clar, cum stă pe cruce la calvar. De vrei să nu ajungi vreodată ori, lasă-l pe Iisus în viața ta. Inundă inima celor ce-l sor, și-l caută din toată inima. Să ne rugăm, să căpătăm vedere, să ne rugăm, să ne spere ochii cu tine, privindu-l și mai clar, cum stă pe cruce la calvar. Să ne rugăm, să căpătăm vedere, să ne rugăm, să ne spere ochii cu tine, privindu-l și mai clar, stă pe cruce la Dumnezeu ne-a ajutat, ne-a cinstit cu atâta bine și ne-a apărat. Și-a întins cu îndurare mâna sfântă peste noi și ne-a înconjurat pe dinainte și pe dinapoi. Ai simțit și tu în viața ta iubirea Lui, poți și tu să cânti osana Domnului. O să spui cu mine astăzi cu adevărat, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Fie-i numele slăvit, fie-i numele onorat, dacă ți-a făcut mult bine, înalță-ți glasul tău spre cer și să strigi din toată inima, Ebenezer. Dacă ți-a făcut mult bine, înalță-ți glasul tău spre cer și să strigi din toată inima, Ebenezer.
Și-a ținut promisiunea cu adevărat. El rămâne credincios, cuvântul lui se va schimba. Și-a spus el, în veci rămâne lumea întreagă de-ar pieri. Ai simțit și tu în viața ta iubirea lui. Poți și tu să cânti ostana Domnului. O să-ți pui cu mine astăzi cu adevărat. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Fie-i numele slăvit, fie-i numele onorat. Dacă ți-a făcut mult bine, înalță-ți glasul tău spre cer și să strigi în toată inima, Ebenezer. Dacă ți-a făcut mult bine, înalță-ți glasul tău spre cer și să strigi în toată inima, Ebenezer. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. De te-n crezi El puternic vei fi apărat. Și te vei adăposti la umbra aripilor Lui. Căci în viață ne-ncredincioșia fi la Domnului. Pune-ți azi nădejdea harul ce va fi adus. Și amintește-te de Iisus, biruind El vei spune cu adevărat, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Fie-i numele slăvit, fie-i numele onorat. Haideți toți într-o suflare să înălțăm glasul spre cer, să strigăm din toată inima, Ebenezer. Haideți toți într-o suflare să înălțăm glasul spre cer, să strigăm din toată inima, Ebenezer. Amin, amin, frate Florin, fii binecuvântat de Domnul. Amin, Domnul să te binecuvinteze, frate Nelu. Dragilor, închem seara aceasta aici. Vreau să vă anunț că dacă Domnul ne ajută și ne va da viață, sănătate, miercuri avem pe fratele păstor și proroca Domnului Șuteu Victor. Vom încheia puțin mai devreme, fiindcă vom sta la rugăciune pe Zoom. Acum, întrucât fratele Alexandru și-a pus barba pe mâini, îl rog să cânte o cântare de încheiere pentru seara asta, ca după care vom încheia. Dar o cântare, așa cum știe el, o cântare frumoasă, de încheiere, cântată așa cu toată inima. Acum, frate Alexandru. Oprește-te de grabă, frate, te întreabă, care-i drumul tău, pe unde mergi? Unde ți-e credința, cum stai cu pocăința în viața aceasta ce alegi? Ești pregătit să pleci spre locul mult visat, ești pregătit să zbori spre raiul așteptat, legate-și de pământ prin viața ce-o trăiești, sau Domnului slujești. Ești pregătit să pleci spre locul mult visat, ești pregătit să zbori spre raiul așteptat, legate-și de pământ prin viața ce-o trăiești, sau Domnului slujești. Nu te uita la lume, crezând că toate-s bune, uitând că te-ai decis pentru viață. Adu-ți mereu aminte de lucrurile sfinte,
Biblia să-ți fie a ta povață. Ești pregătit să-ți pleci spre locul mult visat, ești pregătit să zbori spre raiul așteptat. Legate-și de pământ prin viața ce-o trăiești, sau Domnului slujești. Ești pregătit să pleci spre locul mult visat, ești pregătit să zbori spre raiul așteptat. Legate-și de pământ prin viața ce-o trăiești, sau Domnului slujești. Amin, Domnul să ne ajute să-i slujim Lui. A fost o cântare mai scurtă, că am fost luat prin surprindere. Tată Alexandru, Domnul să mă binecuvinteze, o cântare frumoasă. Eu mă culc și adorm în pace, fiindcă numai Tu, Doamne, dai liniște de plină locuința mea. De aceea, Domnul să pună în noi pace, bucurie și dor de veșnicie. Scumpilor, mulțumim Domnului și pentru această seară. Vreau să binecuvânteze în certare și pe sora Maricela Bran, care ulterior m-a binecuvântat, Domnul să o binecuvânteze. Pe sora Maria Hulpea, de asemenea, Domnul să vă binecuvânteze pe toți și pe cei de pe YouTube, dar și pe cei care sunteți cu noi pe Zoom. Doresc din toată inima binecuvântările Domnului să fie peste noi, să ne dea Domnul un somn dulce și liniștit și să ne călăuzească în tot adevărul. Dragilor, nu uitați, dacă Domnul va voi și ne va ajuta, ne vedem miercuri. Până miercuri, vă doresc protecția Domnului peste casele noastre, peste mine, peste casa mea, și Domnul să ne ține pe toți în harul Lui. Vă iubesc, vă apreciez și vă slujesc cu toată sinceritatea. Fiți binecuvântați de Dumnezeu care a făcut cel